cea mai bună investiție, cea mai bună dobândă este investiția în tine, în educația ta. Călătorește, vezi lumea, experimentează, lucrează în companii, încearcă proiecte antreprenoriale, dar ai grijă că fără perip s-ar putea să o 99,9% să o dai de gai. Să ieși cu experiență doar. Da. Până la 30 de ani asta aș face. Cunoaște oameni, persoane, poate găsești pe cineva care să fie jumătatea, el ia. Și apoi, toate la rândul lor se fac natural în viață. De ce să ne grăbim? Și atunci când ei, da, e bine să fii proprietar pe casa în care stai toată viața. Dar, casa pe care ți-o permiți, luată la prețul corect, fără să te suprandatorezi. Dacă nu găsești prețul corect, mai așteaptă puțin 3-5 ani, stai în chirie, că nu pierzi nimic. Și asta, asta cred că, din păcate, în România încă nu se înțelege și mai grav decât atât, pe lângă faptul că iau credite mari, repede, de vreme în viață, mai cumpără și al doilea apartament cu levier ca să facă altă investiție bună. Salutare tuturor și bine v-am găsit! Invitatul meu la Dialog Liber este Iancu Guda. Iancu este economist, autor și realizatorul emisiunii Banii în Mișcare. Discutăm astăzi despre cum poți să devii bogat fără să fii norocos, cum îți poți ajuta copiii să devină independenți financiar și care sunt cele mai frecvente capcane ale sărăciei în România. Eu sunt Teodor Cătăniciu, începe Dialog Liber. Iancu Guda, bine ai venit la Dialog Liber, mă bucur să te văd. Ce faci? Cu mare drag, Teodor, mă bucur și este o, este o, plăcere, mai ales având în vedere istoricul tău și calitatea discuțiilor pe care le-ai avut până acum. Îți mulțumesc, asta... Uh, de aici începem astăzi să spunem cu o discuție complicată, poate una dintre cele mai complicate discuții pe care le am în general la Dialog Liber, despre independență financiară, despre ce înseamnă să fii bogat și întrebarea e următoarea. Poți să devii bogat fără să fii norocos? Cam de aici plecăm și vedem unde ajungem. Foarte, foarte grea întrebarea, pentru că are câteva. În primul rând, bogăția, noțiuni foarte, foarte relative și norocul. Eu nu cred în bogăție, nu cred în noroc. De ce nu cred în bogăție? Pentru că e foarte greu de cuantificat ce înseamnă să fii bogat. 50.000 de euro, 100.000, 300.000, 800.000. Alții îți vor spune că la 20 de milioane nu e suficient. Deci, eu cred în independență financiară. Bogăția este ceea ce ai. Independența este ceea ce generează banii tăi pentru tine. Și atunci când ai un portofoliu de investiții care din randament îți acoperă cheltuielile de trai, ești independent financiar. Și 100% poți ajunge acolo, nu știu dacă bogat, dar independent financiar, fără să ai noroc. Dacă nu ai noroc, poate să dureze mai mult. Dar nu este o problemă de dacă, ci de când. Iar teza mea, foarte bine ancorată în uh, formule matematice, este că în 15 ani, oricine, indiferent de venituri, poate să ajungă independent financiar. Nu trebuie decât să respecte două uh, condiții. Să economisească un sfert din venituri și să investească acei bani la 10% randament. Matematica e simplă, dacă economisești un sfert, înseamnă că ai în dreapta uh, cheltuieli de 75, da? Și în timp, acest efect acest 25%, în 15 ani se va dubla, deci devine 50%, în uh -huh. cu 15 ani este 7,5 și din anul 16, la un randament de 10%, obții exact acel 75% uh, care era în dreapta. Vezi, nu are legătură cu veniturile. Pentru că ai 75% din venituri în dreapta, ai 25% din venituri în stânga, se reduc. Uh -huh. Trebuie doar să ne educăm financiar, să avem răbdare, disciplină și să știm în ce să investim uh, acei bani ca să obținem randamentul de, de 10%. Iar pentru toate lucrurile acestea nu trebuie norocul. Dacă mă întrebi noroc, intersecție dintre pregătire și oportunitate. Oportunități de investiții sunt dacă ai pregătirea să le vezi. Deci, până la urmă, nu e decât o problemă de timp, disciplină și educație financiară. Un uh, răspuns excelent care reflectă nuanțele în care vom intra în restul conversației noastre. Vreau să încep să prezint un pic cărțile care le avem în jurul nostru, începând cu cartea ediție Random Walk Down Wall Street, o călătorie, o plimbare la întâmplare prin Wall Street. Este cartea pe care am deruit o cel mai frecvent prietenilor mei. Uh, e cumva, nu mai e surpriză acum, dacă vine ziua cu Ivan a primit cartea, știe că în pachet e și cartea. Uh... Chiar apreciez pentru că mărturisesc că n-am reușit să o termin. Mai am acest defect să încep mai multe cărți pe care nu reușesc să le duc la bun sfârșit și ce mai apreciez la tine este că ești printre puținii care la podcast discută despre cărți pe care chiar le-a citit, adică nu rezumate de trei pagini de pe Google. Așa că cred că suntem la locul potrivit pentru ceea ce urmează. Ce dau cadou la final și de data asta, asta fiind Dialog Liber Edition, uh, ai un motiv în plus să termin. Avem aici și cartea ta, uh, Banii mișcare, prosperitatea în 10 pași. Am uitat să spun de treaba asta înainte să începem episodul. Am 10 din astea pe care le-am cumpărat uh, și vreau să le trimit către cei care ne urmăresc. Uh, întrebarea, vă pun o întrebare mergeți pe YouTube, dacă ne ascultați pe Spotify, dacă sunteți pe YouTube, sunteți în locul potrivit, mergeți în comentarii și spuneți-mi următorul lucru. Care este cea mai valoroasă, lecție financiară pe care ați dobândit-o și cum ați dobândit-o, de unde ați învățat-o? Poate să fie de la Iancu, poate să fie din viața voastră personală. Într-o săptămână de când publicăm episodul, ne uităm prin răspunsuri, top 10 răspunsuri, trimit cartea lui Iancu către voi, o carte pe care iarăși o recomand, e posibil să o detroneze pe cea în limba engleză, care e mai puțin aplicabilă în România. Ce îmi place foarte mult la cartea ta este că vorbește despre situația financiară a românului mediu sau a contextului nostru de lume. Nu vorbește despre fonduri de indici, despre broker care nu există sau oportunități pe care noi nu le avem. De asta este o carte foarte valoroasă. Vi-o recomand. Scrieți în comentarii cea mai valoroasă lecție financiară pe care ați învățat-o în ultimul timp. 10 dintre voi primesc cartea lui Iancu. Um, frumos curând. gest, Teodoc. Și pentru că ai făcut asta, îți spun și eu acum în prima audiție, le voi și semna și cu, nu știu dacă reușesc cu mesaj personalizat pentru că vedem cum avem succesiunea evenimentelor, decideți voi cine sunt câștigătorii și apoi Pot să revin la tine și să le semnez Vom găsi o cale. Asta vedem. Super. Da. Deci, un motiv în plus da, da. să participați. Da. Mai ales vom... că avem în carte semnătura mea din tipografie, dacă nu este 100% cea, cea reală. reală deci, dacă vă doriți. Am o semnătură importantă care nu poate să apară așa, la printă, oriunde, oricând. Da, da, da. Cu mare drag. Mulțumesc și felicitări pentru ce faci. Hai să începem cu niște repere, <coughs> pentru că vreau ca oamenii să. să... Te pun în dificultate să trebuiască să alegi binar. Știu că da. în lume totul are nuanțe, dar pentru tine la început binar. Între Warren Buffett și Elon Musk pe cine alegi? Uh, ca să răspund uh, al negului uh, Warren Buffett și ca să explic de ce, cred că amândoi sunt lideri vizionari de care lumea are nevoie și sunt uh, două personalități pe care le respect și foarte motivaționale. Diferența, una dintre diferențele dintre Warren Buffett și Elon Musk, pe care eu o văd utilă și relevantă în investiții, este că, deși amândoi sunt vizionari și gândesc pe termen lung, parcă Warren Buffett are mai multă răbdare. Elon Musk e genul de antreprenor, investitor, vizionar, care e capabil, și vrea să capaciteze pe cei din jurul lui să facă progrese revoluționare. Realitatea este că în investiții, cine vrea să se îmbogățească repede, rămâne sărac toată viața sau majoritatea dintre aceștia. Și atunci, cred că învățămintele lui Warren Buffett ne ajută să ne construim acea disciplină și răbdare pe termen lung de care avem nevoie ca să ne ținem de o strategie care. Ca să producă rezultate exponențiale, cam trebuie să fie asumată 10 ani plus. Mm -hmm. Alături de partenerul lui Charlie Munger există și o carte faimoasă, Charlie's Almanac, republicată recent, este probabil biblia, cel puțin a mea, în materie de, de investiții, o carte excelentă. Venind din unghiul ăsta, te consideră antreprenor sau investitor? Ambele. Cred că oricine poate să fie investitor, indiferent de ceea ce face. Că e angajat, că e antreprenor, că e liber profesionist. Cred că trebuie să avem cultura de a economisi și investi așa cum respirăm, bem apă, dormim, mâncăm, în fiecare zi, în fiecare lună, toată viața. Calcăruță. De multe ori lumea se oprește la economii și banii sunt ținuți la saltea sau în depozite sau vrea să investească banii pe care nu i-are. Și au credite, fac levieri și asumă niște riscuri și fără să înțeleagă produsele financiare și chiar dacă le înțeleg într-o lume foarte impreditibilă, ajung să sufere pierderi care pot fi dezastroase. O carte recentă pe care am citit-o, care vorbește foarte mult despre preocuparea de a nu pierde bani înainte de a te preocupa câți bani poți să câștigi, Howard Marks, fondatorul, cofondatorul unui fond de investiții foarte cunoscut, Oak Tree Capital, cartea se cheamă The Most Important Thing, cel mai important lucru. Și este o sinteză a tuturor scrisorilor trimise de el, Partenerilor, investitorilor, clienților, care se intitulau așa, cel mai important lucru, anul acesta. Și, practic, este o sinteză de peste 30 de ani de experiență de investiții, și exact pe asta pune accent. Acum revenind la mine, sunt investitor în piața de capital locală, internațională, de la 23 de ani, primele tentative, 25 de ani serios, în sensul că, pe baza unei strategii, după ce m-am uh, jucat, că te poți și juca la bursă, dar de la două vârsta de 25 de ani, deci de aproape 13 ani, sunt uh, investitor strategic uh, și pot să împărtășesc principiile și cum văd eu investițiile la, la bursă. Uh, și uh, antreprenor de asemenea, pentru că după aproape 20 de ani de experiență într-o multinațională importantă la nivel global în zona financiară o agenție de rating și asigurători împotriva riscului de neîncasare, unde eu am început de la făcut cafea la recepție, call center, n-a durat mult, nici cafea pe care o făceam cred că nu era bună și nici la call center n-aveam cele mai bune abilități, dar am trecut cât de repede pe zona de informații de afaceri, analiză, credit rating, scoring, unde am fost analist, junior, senior, manager, director de informații, director de risc, economii șef și în ultimii șapte ani director general. Uh, și... Deci ai plecat de la efectiv făcând cafeaua ca intern și ai ajuns director general al da, companiei Da, anul întâi de facultate la SEA aici la piața romană aproape chiar mi-aduc aminte firma respectivă avea sediul într-un apartament de două camere pe Mihai Eminescu nu pe Dacia uh, sau mă rog, undeva între Mihai Eminescu și Dacia și acum deja este o companie cu peste 200 de angajați și mă refer la agenția sucursala din România pentru că la nivel global este o companie de 70 de ani, COFAS, companie franceză de uh -huh. asiguranță pe comerț exterior, al, doilea, al, al treilea la nivel global, pe zona aceasta de rating asigurări pentru riscului de neîncasare. Doar că în, în anii 90, când au venit în România, era, chiar dacă multinațională globală puternică, la început de drum în, în țara noastră și, mă rog, am, am crescut împreună. Eu am crescut compania, compania m-a crescut pe mine și este o relație foarte frumoasă. Sunt în continuare consultantă acolo și am câteva poziții în Consilii de, de Administrație și predau la trei uh, institute, universități și... Uh, și nu mai dormi. Mai dorm. <laughs> Când mai mai timp dorm. Să Noaptea mai. trecută n-am -am dormit așa de mult, într-adevăr. Vin din UK după 10 zile de business and travel. Sunt perioade și perioade. Dar, în general, nu sacrific somnul pe medie. Uh, e foarte important. O investiție, și, poate cea mai importantă investiție, da, să dormim bine. Exact. În sănătatea și educația noastră ai punctat foarte bine și... Uh, am trei companii uh, ale mele ca, ca antreprenori pe zona de, de consultanță, producție, știți, banii mișcare. Ne bucurăm să vedem deja că este cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești. Ne apropiem în curând de o mie de emisiuni wow. uh, difuzate zilnic. Goose! Da, da, este, este o emisiune fără pauză. Uh, și în UK, când am fost plecat și când sunt plecat în lume, în țară, nu iau pauză pentru că am stoc înregistrat cel puțin 3-4 săptămâni în avans și nu ne oprim și mi-am propus eu așa 10 ani picătura chinezească. Zi de zi, de 4 ori pe zi, 5 minute să încerc să împărtășesc românilor, fie că vorbim de finanțe personale o săptămână, fie că vorbim de finanțele afacerii, cealaltă săptămână că se succed, cum să pună banii în mișcare? Pentru că, Teodor, tu știi foarte bine, ai călătorit, ai studiat la universități celebre din lume, ai văzut cum se pun banii în mișcare. Nu există țară. Ai studiat la facultate în Olanda, la master în, în Statele Unite, la Columbia, una dintre cele mai bune universități de finance din, din lume, a dat și profesor de premiu Nobel. Uh, nu există țară. Noi doi știm și mulți sau, din păcate, în România nu mulți. Știu că nu există țară dezvoltată pe acest pământ, unde banii se mișcă lent. Ori în România, 95% din capital e blocat. În imobiliare, 77%, în depozite bancare, 12%, în bijuterii și mașini. Pasive sau investiții care par că sunt în mișcare, nu? Mașina se mișcă. Banii în depozit sunt dați mai departe spre creditare, imobiliarele, faptul că cineva cumpără o garsonieră, un apartament, acel dezvoltator încasează niște bani și construiește alte proiecte. Și sunt în mișcare, dar sunt într-o mișcare lentă, pentru că totuși impactul construcțiilor în România e 13% și asta toate construcțiile, logistice, infrastructură, strict componenta rezidențială are undeva la 4%. Deci, nu are un impact sistemic atât de mare încât să mute țara, uh, și vorbim totuși de o țară care a pierdut 3 milioane de locuitori în ultimii 10 ani. Deci, partea, perspectivele pe termen mediu lung pentru imobiliare în România, dinspre CRR, nu le văd atât de interesante. Și atunci, uh, depozitele sunt duble față ca valoare față de credite, deci, uh, și 60% atenție, nici măcar n-au dobândă avem 60 But așa, overnight, lăsate. Da, exact. Și trist, e trist. asta arată și nivelul de educație financiară foarte scăzut și de preocupare. Avem peste 70.000 de români cu peste 100.000 de euro depozite în băși. Nu înțeleg ce fac cu banii aceia acolo blocați. Poate au fonduri de urgență imense. Știi cum? Te ascultă pe tine și spun uh, nu vreau șase luni, vreau trei ani. Dacă au, dacă au cheltuieli atât de mari, nu e, nu e o problemă, dar trei ani e o problemă. Dacă ai șase luni de cheltuieli și cheltui pe lună 15.000 de euro, ajută să ai 100 de mii rezerve. Dar 3 ani este enorm. Că în general, în viață, e puțin probabil să apară ceva atât de grav încât să necesite o pauză completă totală de, de 3 ani. Sau există asigurări pe care ți le poți face în momentul ăla dacă e vorba de sănătate, dacă e vorba de... Exact, acolo vreau să ajung. Că chiar dacă ai banii, nu vei să-i folosești. Că și noi în familie, doamne ferește, dacă se întâmplă ceva cu mine, soția, copilul, am avea bani, capital, să acoperim niște intervenții foarte sofisticate, doamne ferește să fie cazul, dar de ce să-i dai? Când poți să faci o asigurare care te costă doar 2% dintr-o eventuală despăgubire dacă se întâmplă. Și atunci, de asta fac ceea ce fac, să învățăm cum să punem banii în mișcare, să lucreze pentru noi. Aici este înțelepciunea educației financiare. Pentru că suntem în anul 2024, unde nu numai românii, ci jumătate din planetă se duc la urne. Ce preferi, un stat mai mic și mai eficient sau un stat mai mare care face mai multe? Oh, ce alegere! Depinde cine e la butoane. Că dacă vin unii care intervin de o manieră în care destabilizează mediul privat și istoria piețelor și țărilor ne arată că, în general, intervenția statului nu este una de o manieră care să ajute pe termen lung, ci distorsionează forțele bune din economie, competitivitatea, antreprenoriatul, investițiile, suprareglementarea sau creșterea sau măsuri fiscale implementate din scurt, fără o stabilitate, predictibilitate, au un efect devastator asupra descurajării antreprenoriatului. De asta, în România, cred că unul din factorii care ne fac să ajungem, adică, după 35 de ani, suntem o țară de salariați. Avem doar 23 de companii la 1000 de locuitori, cel mai puțin din, din Europa. Când ai instabilitate, impreditibilitate, au fost 12 guverne în ultimii 10 ani: România, mai mult decât Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria, luate împreună în ultimii 10 ani. Deci, orice asociație reprezentativă pentru un sector, pentru o industrie, când se duce la guvern, la un ministerul de rezort. În trei luni discută cu altcineva, și în medie, și atunci cam în șase luni nu? sau mai puțin de un an discută cu altcineva. Și e greu să vii cu reforme care să. Și atunci, în general, mă uit uh, pragmatic la ce putem să vedem, nu la un idealism al unor intervenții înțelepte cu o forță, uh, știu eu, din dinspre partea statului, guvernului, care să fie salvatoare mereu. Realitatea ne arată că intervențiile statului, când au fost, de cele mai multe ori au fost, cel puțin în cazul României și în multe ori țări, nu sunt de, de natură să, să maximizeze potențialul de creștere al unei țări. Și atunci prefer, în acest context, un stat care intervine mai puțin și cred că e nevoie să intervină, în special, pe zonele de reglementare, cred că multe piețe, multe industrie sunt suficient de bine reglementate în zonele de uh, protejare a segmentului vulnerabil în societate, dar nu prin măsuri din pic să creștem salariul minim ca să ajutăm mâine, ci prin măsuri care să stimuleze investițiile, care are de locuri de muncă, uh, salarii mai mari plătite uh, pe productivitate și dezvoltare și atunci să crească pătura de mijloc, nu să forțeze crescând minimul, fără ca mediul de afaceri să aibă capacitatea să și plătească aceste salarii. Dar este o preocupare, știți, pentru că în lipsa unei griji pentru acest segment vulnerabil social și financiar, care de cele mai multe ori are și educația submedie, deci sunt vulnerabili la diverse povești că e acum un partid ca să nu facem politică, dar zic că taxe mai mici rămân mai prosperi. Și sună bine pentru unii cu venituri mici fără educație, dar în realitate noi economiștii știm că uh, dacă s-ar implementa aceste măsuri, taxe mai mici uh, pe muncă uh, și doar atât, și dintr-o dată românii să fie mai prosperi și doar atât, uh, dăm faliment, Grecia 2.0, pentru că o să facem un deficit fiscal atât de mare încât nu o să mai fie finanțabil și tot noi o să plătim prin inflație sau prin alte taxe mai mari. Și cred că rolul statului trebuie să, să, fie participativ, să nu schimbe fondul, să stimuleze mediul de afaceri în atragerea de capital, investiții, dezvoltare și să fie un exemplu. Când vorbesc concret, statul să listeze companii deținute de stat la bursă, cum a făcut cu Hidroelectrica. Exemplu perfect, acum 5-7 ani era în insolvență, căpușată de băieții deștepți din energie și acum este corona Europei, nu doar a României, cea mai mare listare la bursă făcută vreodată în România și anul trecut cea mai mare din Europa, care am văzut ce efect pozitiv a avut asupra noastră a tuturor, pentru că vreo 8 milioane de români sunt investitori la hidroelectrica prin pilonul 2 de pensii, care deține aproape jumătate din listarea hidroelectrică de la bursă anul trecut. Și iată cum putem pune banii în mișcare. De la lozinca din anii 90 nu ne vindem țara, noi securizăm totul, noi controlăm totul, statul la tot puternic care are grijă de popor și populație. Iată că avem exemple concrete de stat care încurajează mișcarea banilor, privatizează, listează companii la bursă, devin performante pentru că au guvernanță corporativă și oamenii devin mai solvabili financiar pe termen lung pentru că pilonul 2 e pensia noastră privată, obligatorie, administrată privat și mult mai bună și față de pilonul 1, care e nesustenabil pe termen lung. Eu am realizat cu rușine, spun în urmă cu puține ani, faptul că eu mă așteptam să dai bani în, la pensie în sistemul de, de, asigurări sociale și ei să investească într-un indice în ceva și la un moment dat când ieși la pensie, banii care ai dat au un anumit randament, Uh, e o sumă mai mare, trăiește de urma ei, dar nu e direct, adică tu plătești astăzi cei care lu uh, lucrează astăzi, se duce direct la pensionarii de astăzi, e da. pe linie directă. Nu e acumulare să fie banii noștri într-un cont care se investesc, contribuția mea la salariul mediu brut în România, care astăzi este cam 8.000 de lei, de 25%, se duce cam 80% din ea, deci vreo 20%, deci vreo 1.600 de lei, la pensia bunicii mele, tale și celor care sunt deja pensionari activi. Și atunci sperăm noi că peste 20, 30, 40 de ani, fiecare în funcție de vârstă, când o să ajungă la pensie, o să aibă cine să i plătească pensia, adică copiii nou -noscuți. Problema este că demografic copiii nou născuți sunt la minimum istoric anul trecut 153 de mii. Ca să înțelegeți, în al doilea război mondial, 1940-45 se nășteau în România 450 de mii de copii, triplu și toți bărbații erau pe front, adică este o dilemă mare demografică și... Nu numai în țara noastră, cred că Corea de Sud e exemplul cel mai dezastros invers, de la, sunt acum la 0.7, dacă nu mă înșel, copii de familie. De, da. pe, pe familie, da. scăzut de la 2.7 da. în ultimii 30 da. de ani sau 40 de ani. Și atunci e clar că avem nevoie de stimularea componentei private de pensii, atât pilonul 2 cât și pilonul 3 sau pilonul 4, ocupațional. Și cum faci treaba asta? Tocmai aici am dat un exemplu. Listând companii, oferind oportunități de investiții, punând banii în mișcare, se dezvoltă hidroelectrica, arată foarte bine, produce energie verde, e bine și pentru mediu, e bine și pentru stat că face profitul mai mare, încasează dividende, e bine și pentru noi. Până la urmă, esența banilor în mișcare, vezi, pe cum apa aceasta care acum este în pahar, e statică, dar îmi dă viață dacă o pun în mișcare. În, în, Într-o pădure, dacă apa nu se mișcă, seacă pădurea. Pe cum, deci, circuitul apei, în natură, care dă viață, așa și banii, când se mișcă, pot genera valoare. Dar nu orice mișcare a banului, ci o mișcare strategică în direcții cheie pentru dezvoltarea României ca țară, pentru dezvoltarea mediului de afaceri din România și pentru prosperitatea noastră. Și atunci, de aceea, e nevoie că nu există un singur as în mânecă. Hai să investăm toți în imobiliare sau toți în uh, criptomonede. Trebuie să avem un portofoliu diversificat, astfel încât țara să se dezvolte sustenabil. Sunt câteva sectoare cheie, importante, într-adevăr, care, dacă te uiți la structura PIB sau ce potențial neexploatat avem mai departe, încă nu e vizibil în structura PIB, ai avea un uh, IT, uh, energie verde, gazele din marea neagă, construcție, agricultură, și ai putea să spui că dacă o faci bine în aceste sectoare, ai și spillover și efecte pozitive cascadate în restul sectoarelor adiacente sau care pe lanț vor beneficia. Dar cred că este bine ca România, mediul de afaceri și noi, populația, ca portofoliu de investiții, să diversificăm și să investim pe termen lung. Doar așa putem să punem banii în mișcare și să avem cu toții de câștigat din, din treaba asta. Că nu e o luptă. Lumea vede piața de capital, câștigul meu pierde rata. E un joc cu sumă zero. Nu, dacă investești pe termen lung, diversificat, periodic și nu speculezi, de aceea spunem mereu că 80-90% din bani trebuie investiți așa, e valoare. Se produce valoare și este un câștig comun al nostru, al companiilor listate la bursă și al României. Toți avem de câștigat din, din chestia asta. Nu e ca la Pariuri sportive, eu pariez că câștigă echipa A, casa de pariuri, dacă am dreptate, pierde, dacă nu câștigă. Și, pe total, în societate, este un joc cu sumă zero. Plus cu minus egal zero. Nu, în piața de capital, dacă am avea viziunea să investim la bursă pe termen lung, ne-am dezvoltat cu toții mult mai mult. Hai să vorbim despre asta, despre pra partea practică. A independenței financiare sau a fi bogat, mai pe românește, vreau să înțeleg cum putem ajunge acolo. Înainte să facem asta, ultima întrebare scurtă și intrăm în subiectul mm -hmm. practic. Bani sau putere? O. Uh, grea, grea întrebare. Uh, depinde de cum folosești banii uh, și depinde de care este scopul uh, puterii. Uh, eu cred că. Banii nu trebuie să fie un scop în sine. Dacă ai putere prin ceea ce faci, fie că ești cel mai bun măturător de stradă, fotbalist, pictor, profesor, bibliotecar, e o mare putere. Ce putere are un profesor? Pentru că asociem puterea cu cei care conduc multinaționale, guverne ce putere are un profesor? Eu cred că un profesor are o putere enormă să influențeze vieți care pot schimba destine și națiuni. Și nu ne-am gândit în termenii aceștia când am vedea un profesor din România care nu este poziționat pe scara socială la nivelul la care merită și trebuie. Și eu cred că dacă ai puterea de a face ceea ce faci tu, fiecare cu meseria lui, să fii cea mai bună versiune a ta, să ai un impact pozitiv în societate, un cel mai bun măturător de stradă, credeți-mă că uh, va, va fi foarte apreciat, chiar și cel mai bun măturător de stradă de acea firmă și bănuiesc că va primi ceva, bonusul, compensație, adică nu cred că va rămâne uh, invizibil neobservat. Și dacă este așa, ar fi bine să-și caute un loc de muncă unde este munca lui este apreciată. Și atunci, întotdeauna, aș, aș alege puterea de a face bine prin ceea ce faci tu. Dacă fiecare în ce face în societate face maxim de bine, onest, sincer, deci să nu facem bani sau să ne facem meseria trădând sau mințind sau în avuțirea noastră să vină luând de la cineva sau furând de la cineva și să, facem, să producem valoare și să, să facem bine în jur, aceasta este o mare putere și eu cred că în general, în timp, vine și cu bani. Dacă nu, înseamnă că nu ești unde trebuie și trebuie să schimbi locul de muncă sau modul cum comunici că sunt foarte mulți oameni talentați care fac lucruri bune, dar nu sunt uh, vizibili. Uh, și prin căutarea aceasta continuă a mediului poprice și a canalelor de comunicare, eu cred că poți ajunge la un standard de viață foarte bun. Uh, și de asta n-aș prioritiza niciodată banii. De ce am zis că e greu? Deși par foarte convins în alegerea mea puterea de a face bine întotdeauna. Uh, din cauza acestor uh, constrângeri sau lipsuri în societate. Că sunt mulți oameni care fac bine și nu primesc ceea ce, ce merită. Uh, din păcate, uh, nu toți apreciază sau te valorizează. Mai sunt unii oameni buni care sunt folosiți. Uh, dar cred eu că dacă suntem conștienți de puterea noastră și ne căutăm mediul potrivit și comunicăm bine, uh, uh, vor veni și, și banii. Hai să vedem din punctul ăsta. E clar că ești un om care muncește foarte mult. Când te dai jos dimineața din pat, e frig afară și ești de sub plapumă, ce te face să faci pasul ăla? Care este motivația ta? Și întrebarea mai largă, cum știi ce vrei de la viață? Care a fost procesul pentru tine pentru a-ți defini ce îți dorești de la viața ta? Da, păi, să ne întoarcem din copilărie, că dacă vreau să fiu marinar, când eram foarte mic, având un verișor care, fiind născut în Constanța, Megidia, îl vedeam că merge pe ambarcațiuni foarte mari, avea poze, mi arătat, mi se părea fantastic să vezi toată lumea. Apoi, dacă vreau să fiu tâmplar, când am început să lucrez în atelierul tatălui meu, care era pompier ziua și, sau noaptea, că lucra 12 cu 24, și tâmplar în restul timpului și mi-a plăcut să lucrez lemnul și să-l ajut pe tata acolo. Dacă apoi mi-a mi plăcut mult să, să joc fotbal, dar mi-am dat seama că eu nu e o meserie, adică e plăcerea de a bate mingea în spatele blocului. Când am început să dau de zona mai fizică a sportului, să mă duc în sala de antrenament, mi-am dat seama că nu e de mine. Înspre liceu, mi-am dat seama că îmi place foarte mult economia, în clasa 11 mai exact, dar aveam un simț uh, al... Uh, Ai făcut liceu economic? Uh, nu, nu. Liceu teoretic, uh, apoi în Megidia, Nicolae Bălcescu, apoi AS, uh, uh -huh. la finanțe bănci la AS, apoi Dofin tot la ASE, CFA, certificatul financiar foarte cunoscut la nivel global, charter financial analyst, și MBA-ul la Sheffield, pe, pe finance. Dar uh, lucrurile au venit natural, pe măsură ce, cred că căutarea identității am simțit așa ca un declic, s-a întâmplat undeva între 10 și 14 ani. În general, copiii nu mai sunt copii mici, sunt copii mari, au 10 ani. Majoritatea când au de ca ai 10 ani, e o cifră dublă, rotundă, numai 7-8 ani și încep să-ți cauți identitatea, ce vei tu să fii, nu ce vor părinții să, să devii. Mi-a plăcut matematica și m-am dus către zona aceasta de, de economie, fără să știu ce vreau concret, că economia e un domeniu foarte, foarte vast. Și poți să lucrezi fie de la audit, fiscalitate, investiții, cercetare, modelare, macroeconomie, analiză financiară, analiză de risc, M&A, tranzacții, consultanță și așa mai departe. Făcând materiile la facultate, cea care mi-a plăcut cel mai mult de departe a fost analiza financiară. Mă simțeam un detectiv care evalua, analiza, identifica vulnerabilitățile, punctele forte ale companiilor, iar apoi lucrând încă din primul an de facultate la, la Cofas, o companie care este specializată în analiză financiară și acolo mi-am dat seama, deja după câțiva ani, că avem, eram ca ursulețul în, în stupul de miere de pentru că acolo aveam acces la toate datele financiare pentru toate companiile din România, financiarele extinse. O companie are cam 192 de poziții financiare și să te uiți la atâtea multe companii pe ultimii 5 ani față de concurență, toată industria, în funcție de dimensiune, pierși, să faci toate analizele astea pe verticală, pe orizontală, o nebunie pentru alții. <laughs> uh, poate fi plictisitor, dar pentru mine e, e genul de preocupare care mă face să mă trezesc dimineața de vreme, uh, să, să fiu activ în zona aceasta, să consiliez uh, antreprenori, uh, să dezvolt soluții pentru ei, pentru că uh, vreau să aduc și instrumente concrete oamenilor, nu doar uh, principii sau cărți. Și în zona aceasta de finanțele afacerii am, uh, am dezvoltat o aplicație, se cheamă BIM, uh, Business in Motion, într-o platformă dezvoltată cu un partener, Alexandru Popescu, FinLight se cheamă, este un sistem de raportare financiară lunară, automat, 100% digital, online, unde antreprenorii doar își urcă registrul jurnal și se calculează automat toți indicatorii financiari. Ai un tablou general, ai optarii de interes, ai evaluarea vulnerabilităților, riscurilor și recomandări pe cum analizele la doctor. Te duci, îți ia, practic, glicemia, iese în parametri sau nu, identifică riscuri și îți dă și un tratament. Asta face platforma la un cost foarte redus, e cât un prânz de afaceri pe lună și am vrut să fac treaba asta pentru că regătul meu în ultimii special 10 ani de când am devenit și mai vizibil fiind președintele economiștilor analiștilor financiari din România vreo 6 ani și 4 ani vicepreședinte, multe declarații la TV, conferințe, nu mai zic de când cu banii în mișcare la Digi24, la toate conferințele Teodor veneau 2, 3, 4, 10 antreprenori și îmi spuneau am dorit să lucrăm cu dumneavoastră 3 luni, 6 luni să fiți consultantul nostru. Și când discutam, vedeam că ei nu aveau bani să mă plătească, eu nu aveam timp să lucrez unul la unul cu ei. Și într-adevăr am lucrat cu antreprenori cu afaceri foarte mari și Regătul meu este că exact aceia care aveau nevoie ce mai mult de mine, nu, nu, nu puteam să colaborăm. Mă simțeam ca un doctor extrem de bine plătit într-un spital privat pentru milionari. <hânt> Și cei care aveau nevoie de servicii într-un spital public, eu nu eram acolo. Și asta îmi dă motivație. Pasiunea pentru ceea ce fac, faptul că văd la prima mână binele pe care îl fac, antreprenorii care îi mulțumesc cu cum îi ajută sistemul acesta de raportare uh, automată la click, pentru că regretul acum este în locul de entuziasm că poți să lucrezi cu mii de antreprenori în platforma FinLive poți să intri și 100 de mii de antreprenori într-un minut și să-și încarce registrul jurnal și să primească toate aceste analize, recomandări, opinii. Deci l-am digitalizat pe cu Guda. cu AI. Da, I cu AI. Uh, și pentru oameni, finanțele personale, o aplicație Money in Motion, uh, gratuită, aceasta e un proiect social, o fundație pe care am, uh, am înființat-o, Asset, sunt președinte și fondator. Folosită de mulți oameni, Eu înțeleg că 30-40 de mii de oameni folosesc astăzi da, aplicația da, de români. Da. În două luni uh, de la lansare, 35 de mii de utilizatori și am investit deja 250 de mii de euro în ea, sponsorizări pe care le-am atras pe fundație și cred că voi ajunge la un milion de euro în 4-5 ani. Vreau să fac cea mai bună aplicație de evidență a cheltuielor dezvoltată vreodată de cineva în România. E gratuită aplicația? 100%. Și va fi așa mereu și mi-o asum în calitate de președinte. Nu e o declarație la podcast pe care eu să o întorc apoi să zic că nu s-a înțeles. Nu, mi-o asum când descarci aplicația, termen și condiții, legal, oficial, eu fiind și fondatorul și președintele Asociației Asset, unde mai spunem, datele tale, practic cheltuielile pe care le introduci, sunt protejate. Uh, nu vindem datele. Uh, că mulți cred că dacă e gratuit, uh, tu ești, uh, uh, informația e produsul și se vinde. Nu. Datele uh, din aplicația Money in Motion sunt gratuite, nu se vând, nu facem reclamă, e pură educație, proiect social uh, și se poate descărca gratuit din App Store și Google Play și avem planul mare, vrem să ne integrăm cu toate băncile, Revolut și eu cred că în 4-5 ani o rapoarte de recomandări, poate o să vorbim despre uh, cum îi poate ajuta pe oameni. Că eram undeva în zona despre mine și ce mă motivează. Dar dacă ajungem și la finanțe personale, necesitatea de a avea un buget de a ține evidența cheltuielilor, putem să povestim foarte multe și inclusiv cum îi ajută aplicația Money. Imediat noastră. intrăm în subiectul ăsta. Vreau să te presez un pic cu începuturile tale, pentru că e interesant pentru alți oameni să raporteze, cred și să se gândească la propria lor călătorie și așa să determine ce și doresc de la viață. Înțeleg că n-ai venit dintr-o familie potentă financiar, cel puțin. Nu ai fost ca Donald Trump, ai luat un mic împrumut de un milion de dolari și ai plecat. Ai plecat cu 200 de lei și servai cafea. Primul salariu dancol center part-time în 2005, cam astea erau salariile în România pentru cei care nu știu sau au uitat era 1000 de lei mediu salariu mediu uh, pentru un job full time eu având salariu minim îți dai seama un call center part time 4 ore eram undeva la 200 de lei dar aici vreau să, să ajung chiar dacă nu ți-au dat uh, bani ai primit din familie lecții financiare, ai fost format în copilărie într-un anumit mod, fie privind comportamentul părinților tăi, fie efectiv spunându-ți anumite lucruri. Cum ți-ai format această perspectivă din familie? Ce ai luat de la părinții tăi, de la, de la familia ta? Mă bucur că ai întrebat asta. Este mult mai important decât banii. Educația, prin exemplu, și principiile pe care le înveți, trăite în familie, nu din cărți. Și asta, la un moment dat, eu sunt arogămân, macedon și mulți sunt destul de antreprenori în domeniul Horeca, mai ales prin Constanța, Mamaia, niște veșori de al, un verișor de-al tatălui meu mai mântuie, el așa, mai ogolios, mai cu niște restaurante și un hotel, îl întreba pe tata ce mai face el, cum e, în ce ai mai investit, știind că tata nu era antreprenor, era, a fost în perioada activă, ca cum este pensionar pompier și mai făcea mobilă nefiscalizată așa pentru familie, prieteni, în atelierul lui de acasă. Și un pic ironic l-a întrebat, în ce mai investești? Și zice, în cea mai importantă investiție pe care pot să o fac vreodată, în copiii mei. Și asta înseamnă educație, puterea exemplului. Am văzut până la 5 ani că banii sunt limitați. Mi-aduc aminte ne mutasem de la zona ciment, unde este acum o mare companie de producție ciment în Megidia, în zona intim, după pod, în partea veche a orașului. Dar mi-aduc aminte noul apartament care avea câteva elemente de mobilier: că două dormitoare erau goale, că le-au avut nevoie de câțiva ani să le mobileze. Și în sufragerie ne arătau banii câștigați, tata și mama, le, îi puneau pe masă și ziceau: ăștia sunt pentru voi, îi punem la cec, depozite. n aveam multe opțiuni. Noi aveam atunci până în 5 ani, nu sunt născut în 85, deci eram în perioada comunismului, nu aveai ce să investești. Și în anii 90, din păcate, începuturile pieței de capital, că bursa s-a înființat în 1998 și ce a fost cu Caritas, cu toate fărăciunile la fraudele în lipsă de reglementare, nu mai e cazul acum, dar au fost lecții dure pentru părinții noștri, începuturile investițiilor și ne arătau. Deci banii sunt limitați, ăștia pentru voi viitorul vostru, ăștia pentru mâncare, utilități, haine și vedeam că mă simțeam și prost să cer apoi a doua înghețată, al doilea tricou cu Hagi, fiind pasionat de fotbal. Apoi, între perioada asta, 5-10 ani, ne-au implicat în sarcini din familie, faptul că ne făceam patul, mergeam la școală ne spălam pe dinți, ajutam o bătrână să traverseze strada sau să stea în autobuz jos o doamnă însărcinată nu, erau responsabilități deci am, am, am învățat despre cuvântul responsabilitate de la 5-6 ani ai responsabilități, trebuie nu, n ai venit în lumea asta doar să primești, trebuie să contribui iar pentru ceea ce ești responsabil nu primești nimic, pentru ceea ce faci în plus muncă, primești și am început să muncesc în casă mici saci, nu-ți imagina acum că m-au exploatat pe mine sau sora mea, mai mare cu un aproape 2 ani, un an, un an jumătate, dar mici saci, că să duci gunoiul, nu e doar gunoiul tău, e gunoiul întregii familii, deci trebuie să-mi dai niște bani pentru asta, să speli să speli propria farfurie e o responsabilitate. Să speli farfuriile tuturor, că nu aveam mașini de vase pe vremea aceea, și chiar dacă erau, nu aveau bani să le cumpere, nu e o responsabilitatea mea să spăl farfuria mamei. Dar dacă o fac, primesc niște bani. Și atunci am învățat că banii se obțin prin muncă. Stângeam iarbă pentru bunicul, papul, cum îi spuneam, pentru porcii care îi avea, și aveam 10 lei pe sacoșe în banii de astăzi. Și am învățat că așa înțelegi valoarea banului, când îl muncești. Aveam palmele verzi. Și asta e o chestie fizică. Adică, învățarea la școală se face foarte multă uh, informație, dar nu se face spiritual, emoțional și fizic. Uh, spiritual am început să învăț de la 10 ani că banii se fac și prin antreprenoriat. Și în perioada aceasta, 10-14 ani, am uh, învățat că în viață poți să faci bani nu doar ca. o să pun ghilimele în cuată, că n-am fost exploatat de părinții mei, uh, salariat, da? Poți să faci bani și ca antreprenor. Și bunicul mi-a zis, uh, uite, dar la 10 ani, acum aș bea mare, cum spuneam mai devreme, mai muncești pentru mine, muncești alături de mine. A schimbat un cuvânt. Și zic, care e diferența? Păi uite, nu-ți mai dau niciun ban. Păi nu-mi place, vreau să muncesc pentru tine, să acoși banul. Și zice, bine mă, dacă vrei așa, e sigur, risc zero, dar sunt doar 10 lei. Vrei să știi mai putea să faci de 5 ori mai mult pentru aceeași muncă? Nu 5 sacoși, aceeași muncă? Imediat. Deci, Motivația trebuie să vină pozitivă, nu prin frică. Doar că ca să faci antreprenoriat îți asumi riscuri. Și mi-era frică pentru că mi-a zis, uite, nu-ți mai dau niciun ban, dar la sfârșit în decembrie îți dau 10% din vânzarea porcilor. Imediat frica din mine, ce am văzut anul trecut, porcii muriseră. Și zic, papu, dacă îmi dai 10% din zero, e zero, nu-mi convine. Vreau să muncesc pentru tine, din nou. Zice, nu, liniștește-te, o să primești aceeași sumă de bani dacă mor porcii. Dar am antreprenoriat, am învățat, ne-a zis doctorul veterinar ce să facem, învățăm din greșeli, devenim mai buni și eu cred că nu o să mai moară la fel de mult anul ăsta. Sau poate chiar deloc. Nu au murit deloc. În primul an de antreprenoria, la 10 ani, am făcut de 5 ori mai mulți bani pentru aceeași muncă și m-am dat seama că e mișto să fii și antreprenor. De la 14 ani, am învățat să fiu investitor. Prima investiție făcută în afacerea tatălui meu de tâmplărie, care dădea găuri cu mașina manuală. Punea așa botul pe ea și prin apăsarea greutate la manivelă. Și și eu început să, dau găuri, nu-mi plăcea. Mă dorea chiar și dantora după și o muncă fizică. Și zice, uite, au apărut niște mașini de astea electrice, bă mașini electrice, uh, face mai multă mobilă, mai ușor, uh, face mai mulți bani și văd că deja ai câștigat destul de mulți bani de la, din tot ce faci tu prin casă pe aici. Uh, și am investit în afacerea tatălui meu, am cumpărat o bomba electrică și aveam 10% din vânzarea mobilei, fără să fac absolut nimic. Pentru că ai luat-o pe din, da, uh, din bani și nimeni. ai salvat-o. Și am fost un fel de angel, investor, private equity, am investit uh, într-o afacere nefiscalizată a tatălui meu, dar ce mi-am dat seama, că mi a și spus, băiam cu lătuțea, acum ai 14 ani și la liceu, te duci cu mâinile verzi la liceu, cât fetele de tine, nu vei tu să faci bani când dormi. Sau când ești cu fetele la suc în, în oraș, mi-a plăcut ideea. Deci, fără să mai stâng iarbă, fără să fac nimic, banii se producă pentru mine. Foarte interesant. Și mi-am dat seama că orice faci în viață, și banii pe care îi produci tu, arată priceperea în meseria pe care o ai, banii câștigați de banii tăi, deci economii, arată priceperea uh, financiară și disciplina și educația și cât de, cât de organizat ești cu banii. Ce, vei, ce iubești tu cel mai mult de fapt? Ce vei de la viață? De ce economisești? Pentru ce? Ce scopuri ai? Ce idealuri ai? Care sunt visurile tale? Că visele te-ai trezit, gata, au dispărut. De ce economisești? Și atunci mi-am dat seama foarte interesant asta, să faci bani fără să faci nimic, să fii investitor. Tu faci, că riști, investești, dar muncesc alții pentru tine. Și acum am investiții inclusiv în imobiliare, dar nu dețin o proprietăți. Stăm într-un apartament de trei camere cu familia, mai am un studio, o garsonieră unde am stat când eram student și e biroul meu, că cu băiețel de un an și jumătate e greu să te concentrezi acasă și mai avem un apartament la mare pentru că, fiind și antreprenori și program mai flexibil, o săptămână pe lună mergem acolo, stăm liniștiți, mă reîncarc cu familia, adică caut un echilibru și a fost o investiție bună pentru noi că avem un foarte mare plăteam pe vară 20.000 de euro la hotel da. în Mamaia, știți că nu e deloc ieftin. Să stai o lună, două, cam atât costă, da? Da, și mi-am ortizez investiția în 5 ani. Și atunci uh, investesc uh, în imobiliare, dar indirect uh, la bursă, în companii care sunt dezvoltatori. Că ăștia fac ce mai mulți bani. Proprietarii de, de active, dezvoltatori imobiliari și decât să cumpăr o garsonieră în Colentina să o închiriez cu... Un randament anual raportat la prețul de achiziție de 4,5% net pe an, plus o creștere a prețului de 2-3% pe an, în medie, pe un orizont de 20 de ani, aș face un 7%. În imobiliare e foarte greu să faci ca proprietar de active direct, mai mult de 7-8%. Trebuie să ai ceva, un activ cu adevărat prețios, unicat, într-o poziție bună, vad, dar mă refer la rezidențiale acum. Mm -hmm. uh... Sunt, am Chiar înainte de podcast M-am întâlnit cu un amic bun de-al meu Un antrenor foarte talentat român Și uh, a spus a Te vezi cu Iancu Guda uh, Povestește-i te rog și mi-a dat exemplu cum el și-a cumpărat un apartament undeva în zona autopen vis-a-vis de aeroport. L-a cumpărat prin 2016. Am impresia că a plătit vreo 50.000 de euro pe el cu loc de parcare și acum se vând în complex la el în jur cu 120.000, plus că a luat chiria pe perioada așa. Și întreabă, spune exemplu ăsta și vezi ce spune. Eu l-am pus l-am pus pe masă, dar nu neapărat să răspunzi la el, ci pentru că mulți oameni te percep cumva împotriva investițiilor imobiliare și vreau să nuansăm un pic discuția asta. Nu, eu nu sunt sunt împotriva nimănui, nu sunt dușmanul nimănui, nu vreau să fiu dușmanul nimănui, vreau să fiu prietenul tuturor și vreau să le explic oamenilor că investițiile inteligente au patru trăsături pe care eu le caut. Și o să răspund și la exemplu, că e un exemplu, dar mm -hmm. pot să vă dau și alt exemplu. Cu o garsonieră luată la 80.000 de franci în 2007, care a scăzut la 30.000 de euro în 2-3 ani. Uh, cele patru tâsătupe pe care le caut eu la o investiție sunt următoarele. În primul rând, să am granularitate. Să poți să investesc puțin. Adică 100 de lei pe săptămână, pe lună. Da? În imobiliare, ca să fii proprietar de apartamente, n-ai cum. Poți să investești într-un fond de investiții și e chiar o bancă cu niște fonduri mutuale care investește în special în zona de imobiliare construcții. Și acolo ai granularitate. Deci, indirect poți să investești, dar direct în imobiliare n-ai cum. În piața de capital, fonduri de investiții, indici busieri, de exemplu, poți să investești la indicele BET Total Return cu 25 de lei, poți să cumperi un ETF și ai expunere pe 20 de companii din 20 din 12 sectoare, foarte ca interesant. Ca să explicăm foarte pe scurt, faci o, o achiziție care îți dă o mică parte din foarte multe companii. Tu cumperi exact. fondul și în exact. fond, exact. ei ăștia, da. băieții din fond, cumpără practic separat, să ai practic expunere ca și când avea un pic din, din tot ce pe piață. Asta e granularitatea. Al doilea aspect este lichiditatea. Dacă nu o fac cu telefonul în câteva ore, din fotoliu, nu fac investiția. În imobiliare, să cumperi, să vinzi, poate să dureze luni de zile. Și atunci, notari, deplasări, vizite, vin clienții, agenții imobiliari, bătaie de cap, n-am timp de așa ceva. A treia, ce mă interesează, este să am diversificare. Adică să am expunere pe foarte multe sectoare diferite astfel încât, indiferent de cum evoluează economia, că nu se duc toate sectoarele în cap sau nu cresc toate simultan, să am o volatilitate mai mică. Ori când cumperi, ca să fac analogie, tot porcul pentru un cârnat, n-ai diversificare. Așa mie îmi place să cumpăr un cârnat de cutare, o brânză de cutare. Adică să am investițiile în piață de capital cu 25 de lei, cumpăr o mică parte din 20 de companii din indicele BET care sunt din sectorul bancar din construcții, că sunt doi dezvoltatori importanți care sunt în indice, din bănci, în sectorul bancar, construcții, energie, ce mai avem acolo, IT, chiar Horeca, că e o companie de restaurante, și ai niște investiții foarte diversificate și interesante. Și al patrulea element pe care îl caut este să plătesc taxe cât mai mici, cât mai târziu. Legal. Iar în piața de capital, taxele plătite sunt doar 1% la exit. La imobiliare plătești taxe legal, în fiecare an, pe veniturile din chirie. Acum sunt 10%, nu mai sunt 60%, cum era acea pondere forfetară de 40%. Și ai impozii pe casă, pe locuință, în fiecare an, care eu cred că vor crește, mai ales pentru cei care dețin mai multe al doilea apartament, la cum se duc mesajele. Taxele imobiliare pe România sunt destul de mici și eu cred că o să crească. Dar pe capital, pe investițiile la bursă, ca să se încurajeze, și asta nu este un favor făcut brokerilor sau investitorilor la bursă, este opusul accizei. Acciza vine să pedepsească un comportament nociv. Această, acest, acest, să zicem taxă foarte mică pentru investițiile în piață de capital, vine să stimuleze un comportament foarte sănătos. Să menținem mai ținem banii la saltea, să investim, să se de dezvolte companiile și noi ca comunitate în general. Și atunci cele patru elemente, diversificare, lichiditate, să cumpăr, să vând repede, granularitate și taxe mici târziu, vreau să-mi aducă ceea ce aștept eu, un randament de 10% pe an, la un risc mic. Și imobiliar. 2% asta, înseamnă că îți dublezi banii în 7 uh, ani. În 7 ani. Da, că nu e. Uh, N-ai nevoie de 10 ani, că e dobândă la dobândă, randament la randament și este 1,1 la puterea a 7 -a egal 2. Uh -huh. Și atunci, pentru mine, investițiile imobiliare, acelea de a fi proprietar pe o a doua, a treia, a patra locuință, știu, am amici care au 7-8 apartamente. Nu mi se pare o strategie bună, uh, care. Uh, le oferă spre închiriere, nu mi se pare o investiție bună pentru că nu respectă cele patru condiții. Pot fi exemple punctuale de achiziții uh, imobiliare care să fie cumpărate la un preț foarte mic și vândute la un preț mult mai mare și să câștigi din capital gain, din diferența de preț, la care se adaugă și randamentul din chirie. Asta fără să însemne că o excepție generalizează. Că dacă este să vorbim să generalizăm, imobiliarele în România, în ultimii 10 ani, Uh, ce mai bun alega așa 10 ani pentru că erau la minimum în 2012 nu zic ce era înainte de 2007 că nu mai prindem vremurile acelea după deschiderea, liberalizarea contului de capital în 2004 și aderarea la în 2007 lucrurile s-au mai normalizat, adică nu mai găsești un apartament la Alba Iulia la piața Unirii cu 10.000 de dolari cum era prin anii 2000 sau 90. E, și Acum, și acum, sunt oameni care atunci au cumpărat 10 da, sute de o apartamente. Da, și să zic că Iancule, pe e super bună investiție. Sunt alte vremuri, așa cum și la Bitcoin, ce a fost uh, 2010 pentru 2020 nu o să mai fie 2020 pentru 2030. Uh, bun, și acum, uh, în ultimii 10 ani în imobiliare în România, creștere preț uh, vor 60%, uh, creștere chirie sau randamentul din chirie 40%. Și atunci se i dubla banii dar în piața de capital, indicele Bet Total Return are un randament de 220% doar în ultimii 5 ani. Deci este de două ori mai bine decât imobiliarele în ultimii 10 ani, ceea ce înseamnă că în medie pe an e de patru ori mai bine. Și o mereu zic zi de zi, aproape la emisiunea Banii Mișcare și explic de ce investițiile în piața de capital sunt mai bune datorită acestor patru elemente și randamentul pe risc raportat la risc mult mai bun și abordabile pentru oricine. Oricine cu 25 de lei poate... Bine, ai o sumă inițială când deschizi contul la broker, că nu cumperi acțiuni la bursă pe cum cumperi roșii de la piața Obor. Este un intermediar care să, prin care să tranzacționezi ordinele de buy-sell, de cumpărare și vânzare, dar nu trebuie să te pricepi să faci o analiză financiară sofisticată, să identifici companii care sunt subevaluate și să le cumperi. Eu știu să fac asta, nu fac asta, că n-am timp, și am altele în viață de care mă preocup și poate vorbim și la nivelul general cum văd eu fericirea sau o viață echilibrată în plină. Nu vreau doar despre bani. Deci am doctorat în așa ceva, am CFA, am MBA, prefer să consiliez antreprenori, să îi ajut să realizeze cât valorează afacerea lor în discuțiile cu fonduri de investiții și să iau comisioane de consultanță foarte mari decât să stau în fiecare zi la bursă să fac analize, rapoarte, să văd să mă locomesc, să maximizez randamente. Uh, apoi, uh, deci la bursă oricine poate investi chiar dacă nu e priceput, uh, pentru că cumperi indicele, pur și simplu cumperi cele 20 de companii, cele mai tranzacționate mari din piață, nu trebuie mulți bani, 25 de lei poți să cumperi indicele uh, și dacă o faci lunar în fiecare lună și pe termen lung, acestea sunt principiile, orizont pe termen lung, diversificat și periodic, n-ai cum să nu obții măcar măcar cu tot cu dividende reinvestite, un 10% randament pe an, uh, fără să faci nimic, uh, să te. un click pe lună. Și pe acela poți să-l automatizezi și nu-ți mai bați capul. Pe uh -huh. când la imobiliare e destul de multă. Uh, știu eu, o sumă mare investită într-un moment, într-un singur activ. Ori îți or nu îți iese. Și eu nu vreau, sper să-mi iasă, eu vreau să-mi iasă. Și ca să-ți iasă, trebuie să te pricepi. Ca să te pricepi, trebuie să iei cea mai bună decizie, trebuie să vezi multe proprietăți. Ceea ce necesită timp. Și n-am. Să văd zeci de proprietăți ca să iau o decizie. Așa, la câți bani facem, ar trebui să cumpărăm zeci de apartamente. Ce fac după ele? Le închiriez. Păi am zeci de chiriași. Mă sună unul robinetul, după care s-a stricat nu știu ce. Păi fac doar asta. Și dacă dau cuiva să administreze... Chiria, oricum, randamentul din chirie e 4,5%. Dacă dau și o comisiune de administrare, rămân cu o sumă prea mică. Adică până și depozitele bancare fac randamente mai mari decât la imobiliare astăzi. Mm -hmm. Dar vezi, în continuare, în România când vorbim de investiții, mulți asociază, cumpăr undeva ce pot, o gasuneră, în două camere, le rămâne copiilor. Și când întreb concret câți ani are copilul? am fost la o conferință recentă în Iași. Păi, de ce ați cumpărat acel apartament la 60.000 de euro? Păi, îl închiriez, mai au niște bani și le rămâne copiilor. Cam asta e logica lor de investiții. Și zic că acel niște bani sunt suficienți, că poate la depozite luați mai mulți bani. Și nu vă mai blocați bani într-un apartament care poate, ca să-l vinzi, noi am văzut apartamentul de la Megidia, casa copilăriei noastre, apartament de patru camere, 120 de metri cu garaj la parter, bloc făcut în înspre 88-87 cu 40.000 de euro. Că nu e ce are. Moare orașul. Când eram eu, mic, erau 60.000 de locuitori, acum sunt 30.000. A durat 4 ani, Teodor, ca să-l vândă. 4 ani. Cu vizite, vină din București. Deci, și le-am spus do do doamnei din Iași cu care vorbeam că am făcut bine și zic, nu sunt convins pentru că vă dă un randament din chirie de 4% la depozite, luați 5. Perspectivele de creștere a prețului unde ați luat dumneavoastră nu sunt foarte mari, un bloc mai vechi, mai la margine. Și ideea de a rămâne ceva copilului, credeți dumneavoastră că vrea. Câți are copilul? Pe păi, 3 ani și și credeți că vrea să rămână în Iași? De unde știți? O să crească și o să plece în București. Și ce o să facă cu apartamentul? Nu asta nu o să mai fiți? că nu sunteți nemuritori și îi lăsați-o povară. Asta îi lăsați. De fapt. A, că e un activ care poate să-l vândă și să facă nu e o povară, nu îi lăsați o datorie, o boală, dar nu este decizia optimă. Eu, în termen, sigur că decât să-i cheltui și să nu rămâi cu nimic, mai bine economisești și cumperi acel apartament, i-am spus doamnei, dar nu este decizia optimă. Nu este cea mai bună decizie. Pentru mine cea mai bună decizie e cea care îmi dă diversificare, granularitate, lichiditate, taxe mici plătite târziu. Eu nu plătesc deloc taxe, nici măcar dividend, pentru că investind prin ETF se, se reinvestește automat. și nu plătești impozit pe dividend. Deci nu plătesc deloc taxe și e legal. Și banii rămân la mine în buzunar și cresc, se multiplică. E mai bine decât să plece în fiecare an la stat. Și uh, am un randament de 10% fără să fac nimic și mă preocup și de alte în viață că nu vreau să am 10 apartamente să mă sune mereu. Vreau să mă ocup și de carieră, să produc bani, că de te preocup doar despre investiții, dacă nu și să și produci bani. Și am trei companii, sunt foarte activ și muncesc foarte mult. Apoi să învăț și de familie, să stau cu soția, cu copilul, urmează acum al doilea, o fetiță. E frumos, o săptămână pe lună, merge la mare, închid tot, doar urgențe ca să le rezolv, ne plimbăm pe plaje, vedem răsăritul, o apus o gătim împreună și mai postez și din viața personală să vadă lumea că nu sunt doar un robot uh, capitalist uh, Lacom sau uh, că viața e făcută să fie trăită. Apoi uh, îmi place să am cât de mult pot eu grijă de sănătatea mea, să nu mănânc prostii și să fac mișcare, uh, să am grijă de intelectul meu, nu mi place să fiu ce mai deștept din sală, dar nici cel mai prost. Adică, dacă treci o lună, două, trei, nu citești o carte, e o problemă. Cam șapte zone de care mă preocupă. Și am zis carieră, familie, sănătate, intelectual, uh, social. Vreau să am timp să ies la un teatru, la operă, cu prietenii, să mai am întâlniri, uh, prânz de afaceri, în general, cinea e cu familia, deci social. Și apoi mai am uh, financiar și spiritual. Financiar, să faci bani și să. din carieră, dar să investești, că degeaba faci bani dacă e cheltui pe toți și uh, spiritual să stai cu tine, să meditezi, să te cunoști, să-ți vezi slăbiciunile, viciile, că dacă nu le descoperi uh, când nu ai bani, o să le descoperi când ai bani și-ți permiți tot felul. Și am întâlnit oameni care, pe măsură ce au făcut bani, au început să irosească uh, pe lux uh, inutil, pe diverse plăceri și sunt vicii care te distrug. Da? Jocul de ghinion, cum ne zic eu, jocul de noroc. Pe dacă ăștia fac 10 miliarde, cam toate datele financiare pentru toate companiile de pariuri sportive. Dacă ăștia fac 10 miliarde de lei pe an, profitul lor, ce înseamnă? E pierderea norocoșilor? Nu, e pierderea ghinioniștilor. Dacă statistic profitul lor operațional e 70%, înseamnă că din 10 pariuri, 7 pierd. Iar ea, trei norocoși, eu le recomand să mai joace 2-3 ani ca să pierdă. Că dacă te ambiționezi în încăpățânarea ta, o să și pierzi. Aia, trei norocoși, de fapt, toți pierd. Și atunci, ce le recomand eu să nu parieze, să nu-și bată joc de bani. Uh -huh. Și să investească strategie cu disciplină, cu răbdare pe termen lung. Și asta, cele șapte. Că dacă stau toată ziua, ok, am know-how, dar ce fac toată ziua? Păi se publică date și rapoarte și câte companii sunt de E un site interesant, BB Research, pentru cine e pasionat să-și facă puțin mână, să cunoască. Eu, având și doctoratul și 20 de ani de experiență în analize financiară, mi-am dat seama că chiar dacă ai dreptate și faci multe ore de efort, analize și faci o investiție bazată pe o evaluare sofisticată, mâine cade și mai mult prețul. Și peste două luni și peste trei luni. Pentru că piețele sunt emoționale. Și nu ești niciodată mai deștept decât piețele. În sensul în care, chiar dacă ești mai deștept, ele au dreptate. Și atunci, dacă așa sunt piețele, impreditibile și emoționale, de ce să folosești tu foarte mult rațiune? Deci, sigur că am și eu câteva companii pe care pun mai mult, investez mai mult pentru că cred în ele și am făcut o analiză riguroasă și am un orizont pe termen lung, dar nu așa sunt investiți majoritatea banilor noștri cu soția mea și Împreună avem niște idealuri, niște visuri. Și cred că e foarte ușor să tragi la aceeași căruță dacă știi în ce direcție te duci. Și dacă în viață, multe familii am văzut economisesc bani pentru zile mai negre, aia nu e planificare financiară. Uh scuză mă dacă eu mă duc așa cu discuția, deschid paranteze, intru în zona asta. Intr de finanțe personale, uh, da? Cum să spunem, ai, ai, pe trecut, că ai eu... trecut peste momentul în care te mai întreb, tu te-ai dus direct în întrebare, așa că da? nu te întrerup dacă cumva ieși din, din zona care. Spune te rog că tu ai un. Aici vreau figoșul... să intru La familie, pentru că sunt pe de-o parte interesat de discuția financiară pe care ai avut-o în familia ta, cu partenera ta, cu soția ta, dar și în ceea ce privește viitorul fiului tău, pentru că acum da. ne înțeleg 2 ani. Uh, mulți părinți, evident, uh, venind pe valul acesta al dezvoltării economice al României, au acum o situație materială mai bună da. și vor, în mod firesc, uh, copiilor să nu treacă prin aceleași dificultăți prin care au trecut ei. Dar există un pericol real acolo uh, să le faci rău dându-le da. prea mult. Da. Să da. le dai atâta încât da. uh, uh, ei să nu poată pe picioarele lor da. să fie independenți. Din aceste două perspective aș vrea să aud cum... Hmm. Ai avut discuția în cuplu despre obiectivele voastre uh -huh. financiare? În ce punct, când v-ați întâlnit uh -huh. la prima întâlnire, înainte de căsătorie, cum, cum s-a derulat lucrul ăsta și cum vă gândiți acum la viitorul da. copilului vostru din punct de vedere financiar? Da, foarte interesantă, foarte bună întrebare, mulțumesc și cred că e foarte importantă pentru multe familii. În cazul nostru, a durat vreo trei ani până când am luat decizia să, să ne căsătorim. un an După un an de relație, ne-am mutat împreună și am avut foarte multe discuții despre ce vrei de la viață, cum vezi viața, pentru că așa ești aliniat. Nu că atracția fizică nu mai are la 70 de ani ca la 20 de ani și dacă vrei să fii pe aceeași pagină aliniat, de aici pleacă principii, cum vezi viața. Și să vedem dacă avem idealuri comune și dacă ne sprijinim reciproc în atingerea lor. Ne-am dat seama că gândim foarte asemănător, avem principii foarte comune, avem și diferențe, normal, dar ceea ce ne unește mai puternic decât ceea ce ne diferențiază. Că de despărțit nu, nu e cazul, dar cred că totul de acolo pleacă și noi ne-am dat seama că avem câteva direcții, așa, comune. Una este confortul să vină în timp. Adică, nici o nici soția nu suntem genul să cheltuim toți banii sau să ne permitem. Uite, acum economisim 80% din ce facem. Am putea să cumpărăm tot ceea ce avem de 5 ori mai mult. Mașina cu care am venit, care ai văzut, e undeva până în 40.000 de euro, uh, poate să fie de 200.000. Casa în care stăm un apartament de 3 camere, care apropo l-am luat la 180.000, după 6 ani de negocieri, se vindea la 300.000 când s-a dezvoltat blocul. Și le-am spus, nu valorează pentru că valoarea lui e chiria pe 15 ani. Eu vreau să-mi scot bani în 15 ani, măcar. Și la cât se închiriază, asta valorează cam 180. Și l-am luat cu 180 cu două locuri de parcare. Că nu m-am grăbit. 6 da. ani putea să vină un rus, sau ca să nu jinesc pe nimeni. Putea să vină cineva cu o sacoșă sau cu bani în cont, fiscalizat și să-l cumpere. Întâmplarea face că nu l-a cumpărat și dacă îl cumpăra, nu era ultimul apartament din București bun. Așa. Deci putem un apartament de 3 camere, 110 m pătrați, două balcoane, două băi, două garaje la subsol. Ce ne trebuie? Ne dorim o casă. Nu avem nevoie. un copil, vine al doilea, o să stăm în continuare. Și atunci avem răbdare și nu nu cheltuim pentru dorințe, cheltuim pentru nevoi, iar dorințele vin din randament. Uh, mai fac o paranteză aici. Eu când am trecut de la garsoniera în care, pe care o am acum și la două camere uh, și unde am birou și studio, uh, surplusul de rata la bancă era de 100 de euro. Puteam să iau credit și să iau pe cel de două camere, dar am zis să economisez 12.000 de euro, investesc la 10%, banii câștigați de banii investiți produc 1.200 de euro pe an și voi crește confortul din randament, niciodată din datorie plătite de mine. Și atunci să ai răbdare pe măsură ce screzi veniturile, să economisești mai mult, să rămâi acolo cu cheltuielile, să investești și pe măsură ce investițiile produc să-ți să, să crești nivelul de confort. Și uite, avem un ideal, un vis acum să, să ne facem o casă peste 10 ani din banii câștigați de banii noștri. Că dacă blocăm acum să zicem 500 de mii într-o casă, ok, nu avem nevoie. Un prieten de 42 de ani îmi spunea, și o să revin la discuția asta și cu copiii, n-am uitat, îmi păstrez firul roșu, dar e o paranteză la paranteză, îmi spunea, 42 de ani, stă între camere doi copii, nu mai suportă, vrea să-și cumpere un patru camere, dar în zonă bună, rezidențial, sunt foarte scumpe în București și că să iau un credit și mi-a cerut sfatul la o bere și pentru că prieten bun i-a spus, greșești, tu n-ai nevoie de patru camere, tu-ți dorești liniște seara acasă că care e problema lor, se ceartă copiii micuți până în 5 ani și amândoi în cameră, în aceeași cameră, cu, stau în trei camere. Pe păi dacă fate cu soară nu se împacă și nu reușești să-i dezvolți, să-i crești, să-i educi, să fie răbdători și înțelegători și empatici unul față de celălalt, frate cu soară, ce adulți crești? Îi pui în două camere separate și rezolvă conflictele prin separare? Asef, separare? prin însingurare? Nu. Se vor întâlni în bucătărie și se recuperează acolo cearta. Deci n-ai nevoie de, 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 patru camere. Îți dorești liniște seara acasă. Atunci e important să vezi ce îți dorești de la viață, ce nevoie ai. Că poate pentru unele fete e o nevoie reală să aibă, acum o să fiu misogin, 5 perechi de pantofi și 7 poșete, Dacă ca să nu creadă lumea că sunt misogin, iar unii bărbați au nevoie de uh, 10 meciuri Champions League uh, în Europa pe an. Care e cost, avion, cazare, bilete, și atunci nu poți să judeci pe nimeni. De ce să judecăm noi pe cineva? Dacă asta e nevoia lui sau nevoia ei, să fie sănătoși. Uh, Problema e de compatibilitate și ce construiești. Că dacă în viață îți satisfaci toate dorințele, realist nu sunt nevoi alea, sunt dorințe că noi știm că copilul la trei anișori nu știe că își dorește a doua înghețată. El spune, am nevoie de încă o înghețată. N-ai nevoie. Dar e copil mic. Noi la vârsta noastră trebuie să fim conștienți că nu avem nevoie de 10 meciuri Champions League. Ne dorim. Bun, și atunci, trei ani de zile ne-am dat seama că suntem aliniați, avem aceleași nevoi, principii, suntem răbdători, apoi facem ceea ce facem din convingere și pasiune, de asta și soția se gândește la un business antreprenorial pe zona de medicină veterinară, uh, și, și eu pe zona de educație financiară. Amândoi avem planul și să investim în platforme. Avem deja, am dezvoltat uh, Business in Motion, sistemul de raportare pentru antreprenori. Money in Motion o aplicație gratuită pentru oameni să știe în evidența cheltuielilor. Uh, dar uh, vreau să dezvolt și altele în, în viitor și sunt investiții importante care trebuie făcute. Deci tu te gândești de astăzi că în 5 ani, în 7 ani posibil vrei să începi, nu știu, un proiect antreprenorial, că de aceea, soția ta vrea să înceapă. De aceea economisim 80% din ceea ce facem. Și asta poate e foarte important de punctat da. acum faptul că atunci când va crescut venitul, instinctul, poate natural, da. emoțional este da. să ți upgradezi mașina, să iei o mașină da. mai bună, da. să te muți la o cameră în da. plus sau să ți iei casă cu grădină. ă cum ai gestionat partea asta uh, emoțională uh, și ai reușit să ajungi la 80% dintr-o 100 de le câștigi, mm -hmm. 80 îi investești, îi da, salvezi? Da. Uh, cum te-ai temperat emoțional? Deci tu, uh, să spun așa, mai uh, ai abilitatea nativă uh, sau cum ai dezvoltat latura asta? Uh, deci o facem împreună, deci nu doar eu sau doar soția, banii sunt la comun și economisim, contribuim împreună, nu, nu facem contabilitate, cine cât contribuie, Idealul trebuie să fie comune. Și să luptăm, eu o să o sprijin pe ea și ea pe mine în ceea ce construim. Banii, fiecare cât contribuie, e mai puțin important. Important este să ne sprijinim reciproc, necondiționat. Uh, și uh, aceste cheltuieli din impuls au fost. Și când eram singur, la 30 de ani, uh, înainte să o cunosc pe, pe Andreea, uh, soția mea, uh, o mașină, un SUV, uh, nu o să-i spun brandul, uh, care necesita cam 100.000 de euro. Și aveam banii. Și era un moment în care aveam deja... 30 de ani, poziție de CEO de o multinațională 10 ani de experiență. Vreau să mă premiez. Instinctul era, impulsul era, vreau că ai muncit atât de mult Mulți în, în perioada asta 20 30 de ani își trei tinerețile, tu ai făcut și facultate, ai făcut și doctorală, ai făcut și CFA, ai făcut și Nu 20, Mai ești un X5 și în MBA, Q7 mai în exact. Q7. <laughs> uh, un MBA uh, ai, uh, ai început deja o primă companie, ești CEO de multinațională, ești președintele economiștilor, ai predat la tine universității, ai scris prima carte de ce ieșuiază companiile de finanțe uh, uh, corporative. Eu cărțile am trei scrise și donez tot ce scriu din ele, vreau să dau înapoi societății. Și a venit asta, adică după 10 ani de muncă intensă, deci 14 ore pe zi în medie, să mă premiez. Uh, și impulsul ăsta venea și mânat de o dorință arzătoare, îmi plăcea foarte mult și îmi place în continuare. Uh, uh, un SUV, acum am schimbat, uh, știi cum e, lucrurile astea materiale, după 5 ani voi altceva. Dar la vremea respectivă era un Audi Q7 și... Uh, cum am reușit? Că mă întreb și o să revin și la copil și pentru băiat și cum planificăm. Dar am realizat că în primul rând financiar, investiția investiție foarte proastă. Nu e, investiție, e o investiție, e, e o cheltuială, e o pierdere de bani. Să pui 100 de mii într-o mașină, în 5 ani pierd 50 de mii. Și apoi, doi, mi-am dat seama că îmi compromite și aici este cea mai, că nu, nu mintea, nu rațiunea a învins emoția, tot o emoție. Iar emoția cu care uh, resping toate impulsurile astea de plăceri imediate este tot emoție și este ancorată în planurile noastre. Visul meu este să fac niște platforme de educație financiară scalabilă. Visul soției mele este să facă clinică, farmacie, veterinară sau așa. Uh, visul nostru este să ajungem la o sumă de bani pentru copil la vârsta majoratului pentru studii. Uh, visul, un alt vis este să fim independenți financiar la bătrânețe, să nu întindem mâna la copil, așa sună visul. Nu întindem mâna pentru medicamente, pentru nimic la copil. Întindem doar ca să-l îmbrățișem, că-l vedem și că ne e drag. Avem responsabilitate să ne așezăm bătrânețile din tinerețe. Și atunci avem uh, un alt vis este să ne facem o casă peste 10 ani din banii câștigați de banii noștri. Și atunci toate astea sunt emoții foarte puternice. Care, îți garantez eu, sunt imediat distrug orice impuls. Pentru că în spatele lor se află cel mai puternic sentiment pe care l-am cunoscut și l-am trăit până acum: cel de iubire. Ne iubim copilul, ne iubim pe noi, ne iubim meseria vrem să facem un impact, un business, niște investiții. Și atunci iubirea distruge orice impuls. Și o emoție de impuls poți să o învingi doar cu o altă emoție. Și pentru noi, emoția aceasta derivă din ceea ce iubim cel mai mult. De asta economisim, nu din, să zic, zgârcenie sau din locomie. Economisim din dragoste pentru ceea ce vrem să construim noi în viața aceasta, și asta ne dă și răbdare, și disciplină, și motivație. Uh, și nu facem toate lucrurile, și acum revenim la familie și odată trei ani am văzut principiile și ce vrem și ce vrem să construim. Avem visuri comune, idealuri, ambiții. Și apoi, uh, pentru copil, pentru că m-a întrebat și revin la acel fir roșu, Uh, Într-adevăr, văd familii care au trăit în anii 90, au acumulat capital și uh, vor să le ofere copiilor uh, uh, o viață cât mai confortabilă, să nu, să nu se lovească de aceleași probleme exact. pe care le-au avut ei. Uh, neajunsuri. Uh, eu cred că aici este o, o greșeală în ce sens. Uh, acele neajunsuri i-au făcut pe acei părinți să ajungă unde au ajuns mai bine. Uh, faptul că Sigur că putem să le oferim educație mai bună, servicii de sănătate mult mai bune și e, e, e bine și e înălțător și satisfăcător. Dacă, Doamne Ferește, ai copilul bolnav, să știi că poți să-l duci la uh, un spital privat, uh, poate din afară, dacă e nevoie, ai o asigurare, nici nu aveam asigurări în anii 90, sau nu știam, nu înțelegeam cum funcționează. Uh, și atunci știi că ai aceste posibilități să le oferi educație sănătate și confort, că și noi trăim într-un apartament de trei camere foarte spațios, confortabil, am putea să trăim într-un, nu o să zic palat, într-o casă cu etaj, cu piscină. Dar nu e o nevoie, e o dorință. Și atunci un confort suficient niciodată să nu trăiești la nivelul de confort pe care ți-l permiți. Să trăiești mai puțin. În esență, asta înseamnă să economisești și să investești și confortul să vină din investiții, nu din Că altfel ești un șoricel care dă la coadă în continuu, la rotiță și cheltui tot, treci la maximum și suntem vulnerabili. Asta e o problemă a societății. Că în România 99% din banii care intră într-o casă vin din muncă, 1% din randament. Și suntem foarte vulnerabili să muncim în continuare. Și atunci revenind, vrei să le oferi copiilor timp, prezență, dragoste, ca ei să te iubească, să te respecte, să aibă încredere în tine, ca un prieten, nu ca un părinte autoritar ferm, și să fie acolo uh, alături de ei când au nevoie cel mai mult. Asta trebuie să le oferi. În rest, nimic nu vine gratuit. Nu-ți dă nimeni nimic, nici măcar părintele. Altceva în plus. Tu trebuie să faci totul. A, că ai un început. Că te ajută cu ceea ce au acumulat. Că și noi, acum stau și mă gândesc, da? Fabulez despre viitor, care nu există. De aia scriu pe blogul meu, iam viitorul, semnul întrebării, acum, că ora următoare nu există mâine nu există, deci acum și sigur că acum și o să construim și, de exemplu, soția dau un exemplu acum și o să facă o clinică veterinară, poate băiatul sau fetița, poate, nu știu treaba lor, decizia lor o să treacă pe acolo, o să le vadă animale, cum le face bine mami și le place și mulți copii iubesc animalele și iubirea poate să devină un hobby hobby devine o pasiune și pasiunea devine o meserie și așa și poate o să vrea să-i facă medicină veterinară. Ok. Normal că dacă, nu știu, vom extinde lanțul și o să avem două, trei clinici, nu o să le donăm unor, am văzut și cazuri extreme, unor pisici. Dar tot copiii o să preia, dar de o manieră responsabilă. În sensul în care, dacă chiar îți place chestia asta și vrei să faci, bine, ai terminat facultate specializată, cu rezultate foarte bune, adică dacă îți place și ești bun, înseamnă că ai și note bune, că altfel n-ai cum. Uh, vinde medicamente la farmacie 2 ani. Să înțelegi toți clienții ce nevoiau, ce se cere, rolajul, stocurile, marjele, uh, apoi fii mâna a doua lângă mami sau lângă alți doctori din, din business uh, să înveți toate tipurile de operații, adică să acumulezi ceea ce se cheamă expertiză. Uh -huh. Că pasiune. Cimitirul e plin de pasionați. Deci expertiză. Apoi reputație. Mă întreabă la ASE o studentă că le zic, am toate datele financiare pentru toate companiile din România pe ultimii 20 de ani. Wow, domnul profesor, și în zona de înfrumusețare cosmetică, cam cât profit face un coafor? Și de ce te interesează? Pentru că, uite, mie îmi place chestia asta, ești pasionată, da, de chestia asta, da, ok vine din familie, nu știu, au avut părinții ceva, nu, 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 mă simt bine că mă duc la coafor și mă duc foarte des în fiecare săptămână. A, te duci ca clientă, nu lucrezi într-un Da, da, da. Ok. Deci ești pasionată. Bun, ce expertiză ai în domeniu? Păi știi să faci o ceva, ai lucrat sau nu? Ce reputație ai? Cine te recomandă? Voi ce talentul? Adică acumulează o reputație. Făți un portofoliu de clienți pe care după aia când începi un business să vină imediat la tine că știe doamna meserie și vreau să mă duc la ea. Apoi, să ai o independență financiară. Ai niște bani puși deoparte. Că ea prima întrebare de unde găsesc bani. Un antreprenor adevărat nu are nevoie de bani. Bă, ai nevoie de bani. Că nimic nu vine gratuit. Banca îți da așa zero, student, vreau să fac o... de asta de coafură, de înfrumusețare. N-am niciun leu. Să-mi dea banca bani. Nu-ți dă nimeni bani, nimic. Nu-ți dă nimeni nimic. Trebuie deci să muncești. Și atunci trebuie să, pui, să muncești, să acumulezi expertiză, reputație, să economisești, să ai niște bani puși deoparte, să pui și tu capital, să vină și după alții, poate părinții, poate prietenii, poate banca ulterior. Și așa faci ceea ce urmează ultimul P. Planificare. Adică știi cât e chiria la un coafor? Ce salarii? Cât costă materia primă? Nu știu. Păi nu ai nicio idee despre un buget. Dar vrei să fii antreprenor. Că mulți tineri visează, gata, am făcut facultate, 20 de ani antreprenor. După plăceri, după... nu, nu tată. Pasiune, expertiză, reputație, independență, să ai niște bani deja puși deoparte, să n-ai stresul banilor când faci afacere, să fii 100% concentrat acolo, pe client, pe valoare, pe business. Banii vin după aia. Dar până acolo tu trebuie să ai deja niște bani. Și planificare, perip. Pentru antreprenoriat, perip. Pentru că astăzi Teodor în România, din o mie de tineri sau de antreprenori, nu știu ce vârstă au, startup-uri, mm. uite acum o idee, mi-am dat seama că putem să vedem și vârsta la o anul de naștere, să vedem și pe vârste. E interesantă statistică. Uh, statisticile din SUA arată că antreprenorii mai în vârstă au succes mai mare. Cam peste 35 de ani este vârsta celor care. Pentru că au perip. Pasiune, expertiză, reputația. Și ai un capitol întreg în cartea ta, în Banii Mișcare, vorbești despre antreprenoriat. Da, da. Uh, o statistică care m-a marcat din carte, ai spus că din 10.000 de afaceri început în România, 5 da. dintre ele da. uh, reușesc la 5 ani de distanță să fie avut cifră de afaceri de 1 milion de euro, exact, bravo. Uh, să aibă 3 angajați. Un profit uh, decent, adică peste da. 5% media națională, să n aibă datorii mai mari de 80%, adică o stație financiară decentă. 5 din 10.000. Da. Deci asta înseamnă 0,5%, nici măcar 1%, nici măcar 1 din 1.000. Și nu să-i descurajăm pe oameni, dar o spunem tocmai pentru a uh, arăta că criteriile astea, independența financiară, expertiza, reputația, planificarea sunt esențiale într-un demers în care 5 din 10 Bravo. mii au succes. Exact. În contextul ăsta trebuie să înțelegem că antreprenatul de succes nu este ușor. Chiar dacă vedem pe 1, 2, pe YouTube, pe Facebook că se laudă că au făcut nu știu ce și au succes, vă zic eu că restul de 999 care au ieșuat, tac, și nu se laudă cu eșecul lor. Deci la criptă e exemplu ideal. Un cu, alt exemplu, Îi vezi da. pe cei care și-au luat Lamborghini din Bitcoin? Da. Nu i vezi pe cei care... 999 care au pierdut, nu i vezi. Și te încântă chestia să și crezi că e ușor și oricine din frica de a pierde, din dorința de a avea, ne uităm la... peste gard la vecin, lucrurile astea, cea mai mare atac la fericire e gardul vecinului. Asta e... Și aici, și ce vezi peste gardul vecinului. Trebuie să ne uităm în oglindă și ce ne face pe noi fericiți. Și atunci, revenind la Iani și familie, nu cred că, da, muncim pentru familie ca să. ce? Să le dăm sănătate? Cât putem de noi, nu? Că, până la urmă, nu suntem. E și un element care ține de destin aici. Dar dacă ai o asigurare, dacă ai acces la servicii de calitate, îi duci la analize pe aici, adică. Ce ține de tine să faci maximum? Sănătate, educație, prezență, timp, să fii cu ea acolo, să fii prietenul tot, să te respecte, să te iubească. Restul, muncește tata, mama. Nu se poate. Nim nimeni, nu-ți dă nimic. A, ah, că finalizând de exemplu, că poate mama face trei clinici și îi place și vrea să facă și după 10 ani în care acumulează perip, ăsta micul va deveni mare și pe la 30 ceva de ani o să prea el sau vedem la ce vârstă, dacă vrea, o să preia o clinică ca manager. Dar după ce 10 ani, sau vedem cât de repede de etapele, că dacă e foarte. că nu am chestii de astea, 13 ani. Dacă e foarte serios muncitor, capabil, smart și văd că, în 3 luni la farmacie, chiar știe tot și învață tot și numai. De ce să-l ținem doar că așa scrie în cărți? Mm. Poate la 27 de ani, poate la 26, nu știu, dar e clar că trebuie să dovedească că are pasiune, expertiză, reputație, lumea îl știe. A făcut operații. E greu de căzut că ajungi un doctor bun veterinar după 3 luni. Ai, ai, ai făcut operații importante, ai învățat meserie de la alții, ajungi să fii recunoscut, da, domnule, avem încredere să se ocupe de business-ul ăsta și atunci lucrurile astea vin uh, în timp și timpul poate să dureze 20 de ani, poate să dureze o viață la unii, poate să dureze 3-4 ani la alții, depinde și de complexitatea domeniului, ce spuneam mai devreme în medicină. Îți trebuie multă ex, ex, exercițiu, practică. În alte domenii, mai puțin. Dacă înțelegi fundamentele business-ului și asta, nu îți trebuie atât de mulți ani. 2-3 ani e suficient. Dar ce vreau să spun este că n-ar trebui să le dăm multe de vreme în viață să aibă senzația că viața e ușoară. Nu, viața e grea, nimeni nu-ți dă nimic. Trebuie să dovedești pe propriile picioare, trebuie să fii muncitor, responsabil, răbdător, să te preocupi să faci bine în societate, în ceea ce faci. Adică binele tău să nu fie rău altuia, să furi sau să minți sau să înșeli și lucrurile vor veni natural în timp. Dacă le dăm asta, eu cred că este mai sănătos pentru viitorul lor decât de ale, acela, alternativa de a le face viața ușoară, de a nu vorbi despre bani în fața copiilor, să nu-i stresăm. Dar ce, credeți că eu am stresat la patru ani și când vedeam că banii sunt limitați? E un adevăr. Îl voi afla la un moment dat în viitor decât să-l aflu pe la 20 ceva de ani când sparg primii bani de salariu pe tot felul de prostii. Opa, cardul e pe zero. Banii sunt limitați. Nu știam asta. Serios? De ce? Pentru că am senzația că am banii pe care nu i-am. Overdraft. Uh -huh. Și atunci am mai mulți bani decât am. Și cheltui în prostie. Nu, de la patru anișori. Copiii trebuie să știe. Banii sunt limitați. Și să-i gestioneze, să-i obțină prin muncă, 50 ani, prin antreprenoria, 10-14 ani, prin investiție, 14-18 ani, iar de la 18 până la 25, perip. Să acumuleze pasiune, expertiză, reputație, uh, independență și planificare, să realizeze că antreprenoriatul din prima poate să fie o aventură. Și dacă e atât de încăpățănat, că toate trebuie să lasă și greșească ca să realizeze pe mai memorabile. Poate este unul din cei o mie. Nu știi ce geniu este în aleștei, dar un antreprenor foarte bun e și un antreprenor care a și greșit. N-ai cum să... Pentru că îți asumi riscuri și nu poți să fii robot într-un mediu poate problema nu vine de la tine, vine dintr-un factor extern pe care nu l-ai anticipat sau nu ai cum să-l controlezi. Și atunci un antreprenor care a făcut un super restaurant cu calitate bună, cu o lună înainte să vină pandemia, a creșit cu ceva? Ghinion. Se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta, dar știți cum e cu ghinionul ăsta? Dacă ești muncitor, perseverent, răbdător și pasionat, hai și noroc. Le vei depăși. Vine și noroc. Adică, cu... Nu, știu, nu, nu aș zice în termen de noroc și ghinion, aș zice greutăți, ani mai bune, ani mai proști. Uh, și atunci vei trece peste. Că dacă ai venit la, la, la ciupeală, la speculă, la pelăcomie, să fac bani repede, uh, la prima n-au reziliență, n-au înduranță. De asta copilul de mic trebuie să înțeleagă că sunt limite, că trebuie să muncească, că ai responsabilități. Asta e da înduranță. Asta e dă răbdare și implicare și responsabilitate și satisfacția banului. Pentru că din bani, că n-am spus ce făceam cu banii când eram mic, pe din banii aceia aveam trei bocane, nevoie, dorințe și caritate. 10% doneam. Donam și vedeam că alții sunt mai defavorizați sau mai, mai bătuți de soartă și începeam să apreciez că am două mâini, două picioare, doi ochi, casă, părinți. Donam la oferinat, am părinți. Fantastic. Adică sunt binecuvântat și sentimentul de recunoștință pentru ceea ce ai este un sentiment extraordinar de important în viață. Pentru că îți dă, te încarcă pozitiv. E greu, o cât de rezident ai dacă în fiecare, negativ, negativ, negativ cazi. Dar cu ce te încarci pozitiv? Cu mai multe. Unul din ele, recunoștință. Mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce am. Recunoștință, foarte important. Dăm putere să lupt pentru ceea ce încă nu am. Uh, și la dorințe. Primul tricou cu Hagi. Păi vreau să zic că jumătate l-am plătit eu. Jumătate de la părinți, pentru că a fost o achiziție bună. Că n-am la prostii. Dar dacă luam prostii, nu numai că nu-mi dădeau bani, îmi dădeau bani cu dobândă. Ca să fac deosebirea dintre cheltuieli bune, cheltuieli proaste. Când luam o carte, 90% din preț îmi dădeau ei. Ca să nu cheltui banii din borcan, că e o achiziție bună. Am învățat cuvântul grant pe la 6-7 anișori. Sumă nereambursabile, ți-i dăm noi. Am învățat cuvântul inflație la 6 anișori în 1991 când am vrut să fac o prostie și tata m-a lăsat. Ce vârstă ai, Teodor? La 29. Eh, poate n-ai prins, Dacă știi albumele Action Man din anii 90? Nu mi-aduc aminte în anii 90, doar luptele dintre Ultra și Steaua și jandarmile mi-aduc aminte. Eh, ok. Înainte de acele lupte, eu le-am văzut din la televizor, dar era erau un soldățel care, pe acții pild, cum erau acele cartoane, cu fotbaliști, uh -huh. cu. E, și era Action Man care apărea în diverse ipostaze, și numărul cu 33 apărea foarte greu. Tocmai ca să ne, ma ne manipuleze pe noi, ăștia mici fraieri, să cumpărăm cât mai multe gume de mestecat să le facem vânzări. Și am așa de. că sunt din fir, foarte ambițios și să să fiu un unul în ce sens, de, de, competi de competiție. Că am jucat mult fotbal și mi-a plăcut ideea să fiu capitan de echipă să, să, să mobilizez oamenii, să, să îi motivez. Și uh, am vrut să fiu primul care are acel album completat. O postie. Pe, în fond, era un catalog cu niște acții Ok. Mă tata, dăm 500 de lei. D dăm 100 de lei, să zicem. Pentru ce? Păi vreau să fac chestia asta. O postie. Nu, îți dau că ce să faci? După ce o să faci cu după ce o să faci? Păi eu o să fiu cea mai șmecheră din cartier. Și ce cu asta? O prostie, nu-ți dau. Am plâns, am insistat, a văzut că sunt foarte dornic să-mi învăț uh, lecția. Zice, bine, mă uite, e o postie. Dar dacă tot vrei și vă că ești ambițios și vei banii ăștia, uh, poate o lecție să înveți că postiile se plătesc în viață. și eu, ok, vreau în continuare. Bine, îți dau banii. Am niște condiții. 1 gumele de mestecat mi le dai mie, nu le mesteci. 2. de acum încolo cumperi pâine. Care e legătura între Păi o să vezi tu. Punctul 3. Îmi dai bani înapoi cu inflație plus 10% pe lună. Ce e inflația? O să vezi tu. În clasa 11 am învățat de cu PIB. Mai ales în anii 90. Da. În 1991 a fost inflația 292%. Am plătit 120% de bândă și cu principalul am dat de 5 ori banii. Și ai plătit înapoi, da. Am plătit înapoi în vara din la șase ani, înainte să încep clasa întâi. Am muncit în fiecare zi, o oră, două, în atelier ca să-mi achit datoria. De unde să plătesc? Și prin muncă. Ziua aia eram șmecher, veneau toți să vadă albumul. albumul, mă lăudam statut social, nu? Că și astăzi lumea cumpără tot felul de mașini, case și sunt și șmecheri și apoi muncesc în tăcere, când eram în atelierul tata și îmi dădea și niște sarcini din astea așa să îmi dovedească și mecheria din mine, zice, stai ne mișca două ore aici, pe palul ăsta. Păi uite că am pus aracet, trebuie să se lipească, îi trebuie greutate. Evident că putea să pună altceva o greutate, că eram și micuț, 10, cât aveam kilograme, 15. Dar zice, nu, ca să-ți înveți lecția. Deci am învățat-o cu fundul, în sensul că am stat cu fundul pe... <laughs> nu altceva, da? Am stat cu fundul pe, pe toate mesele alea și birourile alea, nemișcat ore întregi ca să se lipească și mi am învățat lecția. De la șase anișori, o lecție foarte importantă, pe care nici acum mulți adulți nu o învață. Decât pe propria, dată târziu și costă mult. Că la șase anișori m-a costat 500 de lei. Acum pe oameni adulți poate să-i coste sute de mii de euro. Niciodată nu iau credite cu dobândă variabilă pentru dorințe doar ca să impresionez pe cei din jurul meu. Niciodată. Și niciodată nu m-a interesat ce spune lumea din jurul meu. Când m-a interesat, am plătit eu. De la șase anișori am stat și am, plătit, am mucit în natura tata. A fost o lecție grea. Era ultima mea vacanță de vară, înainte de școală. Nu? Că după aia, chiar dacă da, aveai de citit în vacanța de vară, nu mai era ca înainte, până la șase anișori. Libertate totală. La bunici, mm -hmm. pe făceai ce vrei. Ultima mea vacanță de vară am muncit-o. De ce? Că am fost prost. Că am vrut să impresionez pe unii care nu mai contau și nu contează astăzi, nu mai știu pe nimeni din cartier, uh, sau să țin legătura cu ei, să impresionez și toți veneau, Machie, ca așa spuneau, Mache are albumul, hai să mergem la Mache. Sunau la ușă și răspundea, mama, am auzit că Mache are albumul, da, 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 șmechere, vină să le arăți. Eu cocoș, pept în față, să vedeți ce am eu o prostie. Și trece timpul și evident, eram copil cu mintea de atunci, noi nu realizam, dar e, e, e bine să, să i lași să greșească, să învețe, chiar dacă e dureros. Bine, cât timp nu le... Că da am limite, da. am mestecat gumele alea de mestecat plin de chimicale de să-mi facă rău. Dar într-un cadru protejat care nu le atacă sănătatea și siguranța, să greșească cel mai bine în viață și de mic copil înveți pe propria piele făcând greșeli, munci în responsabilitate, responsabilitate, responsabilitate. Banii se fac cu muncă, antreprenoriat, investitori, perip. Sunt lecții grele, dar te, te pregătesc pentru viață. Mm. Și așa, toate devin mai simple după aceea, pentru că nu mai te interesează zgomotul din jur. Eu sunt persoană publică, postez zilnic pe Facebook, dai seama câți hate-uri am și crezi că dau doi bani. Dacă sunt argumente Obiective, cu cifre, le iau în serios și le discut și n au avut dreptate întotdeauna. Uite, de imobiliare, eu zic că, că, că sunt nejustificate prețurile. Ar trebui să scadă. Și am zis acum câțiva ani, o să scadă. Realitatea e că nu știi dacă o să scadă. Eu, eu sunt absolut convins că prețurile sunt foarte mari la rezidențiale față de cât valorează ele. Când o să scadă, rămâne de văzut. În funcție de era oferta de educație. Că Câteodată piețele rămân ineficiente mai mult. Asta e o discuție întreagă și am avut-o mai pe larg, nu mai intru în ea acum. Bucureștiul cred că e un caz interesant pentru că este în continuare capitala europeană cu cei mai puțini metri pătrați pe cap de locuitor, dar și cu cel mai mic indicatorul de salarii nete necesare pentru a-ți cumpăra o casă e în continuare cel mai mic din Uniunea Europeană. Asta are legătură cu accesibilitatea și este corect. Și poate să creeze primizele unei cereri susținute care să țină prețurile sus, dar nu are legătură cu valoarea. Deci, accesibilitatea e un lucru. Valoarea e un alt lucru. Cum, eu nu mă cum duc la bursă. Valoarea e câți bani produce mm. și la randament. Accesibilitatea e cât de ieftin e raportat la salarii. Ce? Credeți că dacă eu am bani, mă duc la bursă și cumpăr uh, active, uh, acțiuni la companii, doar că sunt ieftine? Că sunt accesibile? Mm. Pe dacă alea nu valorează nimic pentru că fac pierdere sau fac profit mic raportat la prețul de achiziție, nu mă interesează. Faptul că le cumperi înseamnă că sunt accesibile. Eu, ca investitor, mă interesează accesibilitatea. Pe mine mă interesează valoarea. Câți bani primesc pentru fiecare 100 de lei? E un indicator important, pentru că asta determină accesibilitatea, determină cererea. Că dacă nu e accesibil, cererea e mică și prețul scade. Dar, din nou, prețul nu are legătură cu valoarea. Prețul o ofertă. Iar valoarea, înțeleg că pentru tine este uh, esențial, practic, randamentul tău anual, în câți bani da, îți recuperezi banii da, și mai faci uh, da. și, și deasupra. Dacă nu fac 10% pe an, ai opțiuni mai bune. Cu diversificare. Bravo, aici este cheia. Mm -hmm. Că de ce compariam cu le imobiliare cu piață de capital? Una, una, alta, alta. Pe da, dar banii sunt limitați. Și eu știu de la trei anișori. Eu ce fac cu ei? În ce investesc? Că nu-mi plac imobiliarele. Ce-ți fac cu șapte apartamente? stau într-o casă în care stau și asta e, într-un apartament, mai avem unul la Constanța și luăm că e uzufruct. Da. Dar de ce l-am luat? Că pentru mine are valoare. Că dacă luăm un apartament la Mamaia și nu mergeam acolo niciodată sau foarte rar și nu-l închiriam, n avea valoare. Apartamentul e cel care e, prețul e cel care e, costul e cel care e. Trei lucruri sunt importante la un activ. Costul, cât costă să-l produci, prețul ca să-l dobândești și valoarea ca să-ți recuperezi prețul plătit. Și atunci dacă nu înțeleg costul, prețul și valoarea, nu pot să simt investiția. Că dacă costă 1.000 de, metri, 1000 de euro metru pătrat și mi-l vinde cu 4.000 și are valoare de 2.000, nu-mi convine. Dacă costă 1.000, mi-l vinde cu 1.500 și are valoare de 2.000, îmi convine. Atunci pot să iau o decizie educată. Mm -hmm. Hai să punem punctul pe ei aici, pentru că mulți oameni se gândesc când e cazul să cumpăr o casă, apartament, garsonieră și când e cazul să stau în chirie și să investesc bani în altceva. Care este sfatul tău când un tânăr în, sau o persoană până în 35 de ani se gândește la decizia asta? Generalizând și apoi particularizând cu formule foarte clare, n-aș face pasul ăsta de a fi proprietar până când nu fac o familie. Pentru că nu știi partenera, partenerul ce are, poate are deja și nu mai trebuie să iei. Doi, Uh, ce a, uh, ambiții de are și ce-ți rezervă viața. Lucrezi într-o companie multinacională, uh, are birou în Madrid, îți place Madridul, te muți în Madrid și întâmplător cunoști o fată în București sau în Madrid și, și ei place Madridul și vrei să stabilești o casă acolo. Și atunci, eu cred că până la 30 de ani sau până când îți intemeiezi o familie, n-ar trebui să-ți bați capul să fii proprietar. Dacă părinții își permit și le pot da un apartament de început, o garsonieră, maximum două camere, ca să nu plătească chiria iurea și să iasă banii din casă, când părinții ar putea să-i facă chestia asta, ar putea să-i ofere. Dar eu cred că dacă tinerii muncești și trag pentru a se așeza la casa lor, au, au de câștigat mai mult. E, e, e o, să zic, o, o muncă constructivă. A, că la numtă, tu ca părinte, dacă îți permiți, îi faci cadou un apartament, dar tot așa, nu-i faci o vilă cu piscină. De două, trei camere. Vrea mai mult, mai spațios, într-o zonă mai bună, să și muncească. Și că tu ca părinte ai construit la viața ta și ai, e frumos să-i faci acest cadou. Să nu lași copilul să se zbată pe uscat când... Dar nu în sensul că să-i dai șapte apartamente și să trăiască din chirii și să nu mai facă nimic toată viața. Să ducă mai departe ce au început părinții. Și atunci, dacă părinții nu îți pot oferi asta, și tu ești tânăr, și chiar dacă ai un salariu, și te încadrezi, că te duci la bancă, sune acolo și zici, îmi dați un credit. Așa, întrebare, așa răspuns. Păi la cât te încadrezi? Păi te încadrezi la maxim. Și dacă ai salariu de 10.000 de lei, o să-ți dea un grad de îndatorare maxim de 40%, adică 4.000 de lei, adică 800 de euro, și vei plăti într-un an. 800 de euro, 12, 10.000 de euro, în 10 ani 100 de mii și în 30 de ani 300 de de euro, din care jumate e dobândă, jumate e principal. Deci probabil că banca la un 10.000 de lei salariu o să-ți dea un credit de 150 .000 de euro. Pentru că ai vei plăti 300 de mii în 30 de ani, mai pui și tu un avans de 50 de mii și poți să-ți un super apartament. Crezi că te uh, încadrezi? faptul că te încadrezi înseamnă că ți-l permiți? Mulți zic că da. M-am dus în bancă, am întrebat, mi l-a dat că dacă nu mă încadram, nu mi-l dădea și nu, dacă nu mi-l permiteam, nu mi-l dădea. deci mi a dat banca? Și dă vina pe bancă, pardon, dă vina pe bancă, dar în viață când dăm vina pe cineva, nu știu cum să arăt dacă se vede așa la cameră, că asta e o chestie importantă pentru mine, o știu de la străbunicul, de la trei anișori, niciodată să nu dai vina pe cineva, că trei degete sunt arătate spre tine rezolvă trei probleme la tine și apoi ai dreptul să dai vina pe cineva. Și dă vina pe bancă, că banca mi-a dat creditul, dacă lucrurile după aia au întorsătoră. Nu, tu l-ai cerut. Banca a respectat condițiile impuse de BNR. Dacă nu îți dea banca, aia să dea altă bancă. E de vină cealaltă bancă. E concurență, trebuie să-ți dea. Dacă tu ai cerut, cumpără o înghețată. Și de ce mi-a dat înghețata? Păi tu ai cerut-o. Ce să facă banca? Dă credite în condițiile legale. Și atunci Chiar dacă te încadrezi aici, vreau să ajung. Nu înseamnă că îți permiți. Și din punctul meu de vedere, a permite, de fapt, ai legătură cu veniturile tale și cu gradul din datorare și n-ar trebui să ai mai mult de 25% din veniturile lunare pe rata la creditul ipotecar. Dacă ai 10.000 de lei, ia un credit cu 2.500 de lei rată, nu cu 4.000 de lei. Pentru că gradul maxim, gradul acela de datorare de 40% e maxim, adică pentru toate creditele, și în viața nu vei doar să-ți iei o casă și atât, un apartament. Deci, un 25% pentru imobiliar, 10% nevoi personale, mașină și 5% buffer neutilizat, rezervă că mai cresc dobânzile sau mai scad veniturile. Și atunci, eu cred că e bine să fii proprietar în viață, că mă întreb concret și de la generalități, acum vin la chestii foarte clare. Când te hotărăști că space orașul. Eventual ți-ai stabilit o familie sau chiar dacă nu ți-ai stabilit și ai o vârstă și vei să stai în orașul ăla. Ok. Um, dacă îți permiți, asta înseamnă venitul anual ori 5 minus 20%. Deci dacă faci pe an, pe, pe lună, nu știu, să zicem 2000 de euro, dau un exemplu, și pe an faci 24.000, în 5 ani faci 120.000 de euro. Câtă casă îți permiți, scazi un 20%, rămâi cu 96.000, atâta ca să-ți permiți. În România se câștigă în medie 1.000 de euro. Asta înseamnă pe an 12.000 în 5 ani 60.000. Minus 20%, 48.000 de euro. Câți oameni pe medie și-au apartamente de 48.000 de euro? Puțin. Ei nu-și permit. Și uh, parc din burtă aceste cifre, dar sunt foarte e o logică. Mulți și și-au mașini de 48.000 de euro. Eh. E o logică de ce venit după 5 ani și nu după 7 ani? De ce scade 20% și nu 15%? Eu explic în cartea Banii Mișoarei, capitolul 2. E o logică de acumulare de avuție astfel încât să aterizezi în perioada 40-45 de ani unde trebuie. Adică, la mediana vieții trebuie să ai câteva repere. Casa în care stai să fie o treime din avuția ta. Să ai un portofoliu de investiții care este vârsta ta, ori venitul tău împărțit la 10. Și toate calculele astea sunt niște repere care îți dau ca pe autostradă, ca pe GPS, direcția, adică să, 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 știi că ești în parametri. Că dacă la 45 de ani tot ceea ce ai e casa în care stai și ai pe credit încă, nu ești unde trebuie. De ce oare? Că te-ai îndatorat prea devreme prea mult în viață și n-ai avut timp să acumulezi și să prosperi. Și atunci sunt niște repere din astea care întoarse înapoi la 20 de ani te bagă pe traseul potrivit. Știi? Că poți să iei waze și să iei, zice, rute. Intri pe ruta potrivită. Și atunci, eu așa le recomand oamenilor. Și așa am făcut. Fiți proprietar când aveți o, o, o familie. Luați-vă casa pe care vă permiteți. Venitul familiei pe 5 ani minus 20%. Nu vă sprandatorați. A doua, deci prima, casa să stau în casa pe care mi-e permit. A doua, să nu mă datorez. 25% din venitul familiei să fie rata la bancă. Și a treia, de preferat și de asta o spun a treia, dar aici îi depinde ce îți dă piața. Să o cumperi la prețul corect, adică chiria pe 15 ani minus 20%. Un apartament de două camere care se închiriază cu 500 de euro, pe 15 ani, deci ori 12, 6.000, 90 de mii, minus 20% vine 72.000. de Atâta valorează. Așa mi-am dat și seama că ăla de trei camere nu valora 300, valora 180, am mai așteptat. Și aveam în ce să stau, dacă nu stăteam în chirie. Pentru că lumea greșește când zice decât să stau în chirie și să plătesc chirie, să nu rămân cu nimic, mai bine iau rata la bancă și cu, cu chiria plătesc creditul și rămân cu ceva. foarte simplist, banal și greșit. pentru că, de fapt, tu dacă stai în chirie, zici că dai banii proprietarului, nu rămâi cu nimic. dacă e credit ipotecar, cu ce rămâi? Că în primii 5 ani, 92% din plăți se duc la dobândă. Deci banii nu rămân la tine, se duc la bancă. Ce vreau să spun? Avem timp. Nu vă găbiți, mai stați cinci ani închirie. Da, da, pierd chirie, că banii ai dădeam. Cui îi dai? Dobândă la bancă? Oricum nu stau la tine banii. Banii trebuie să fie în mișcare. Vei să fii proprietar pe active care cresc în valoare în timp. Nu vei să fii proprietar pe pasive care scad repede în timp. Cum e mașina? Mașina vreau să o folosesc, nu vreau să fiu proprietar pe ea. Uh -huh că pun 100 de, 100.000 de, de lei și pierd 50.000 în 5 ani. Nu vreau să o folosesc, mai bine investesc 100.000 în niște active care pot să-mi producă randament din care plătesc leasing-ul operațional. Și atunci eu ce am făcut la 30 de ani, n-am cumpărat Audi SQ7, acum 100.000 investită e 230.000. O pun numai în obligațiuni cu 6-7% și o să mi plătesc numai din randament leasing-ul operațional la un alt SUV. Da, să-i dau că sigur îmi schimb opinia la fiecare 5 ani și toată viața mea o să conduc mașină din randament. Fără să plătesc eu. Banii câștigați de banii mei, toată viața o să plătească mașina. Și la 80 de ani sau cât o să apuc să sau să pot să conduc, aia 230 de mii rămân și pentru generațiile viitoare. La final, nu l-am majorat să-i nenorocim tinerețea și viața. Îi dăm prea mult, prea repede, prea ușor și, și atunci, revenind la, lucru, la, la, întrebarea ta, mi-e foarte clar. Nu te arunca să fii proprietar. Ești tânăr. Investește în tine. În educația și sănătatea ta. E cel mai bun activ. Warren Buffett a spus-o. Benjamin Franklin, toți au spus-o. Cea mai bună investiție, cea mai bună dobândă este investiția în tine, în educația ta. Călătorește, vezi lumea. Experimentează, lucrează în companii. Încearcă proiecte antreprenoriale. Dar ai grijă că fără perip s-ar putea să o 99,9% să o dai s de gata. Să ieși cu experiență doar. Da. Și să pierzi bani. Și atunci, Până la 30 de ani asta și face. Cunoaște oameni, persoane, poate găsești pe cineva care să fie jumătatea, el ia. Și apoi, toate la rândul lor, se fac natural în viață. De ce să ne grăbim? Și atunci când ei, da, e bine să fii proprietar pe casa în care stai toată viața. Dar, casa pe care ți-o permiți, luată la prețul corect, fără să te supra Dacă nu găsești prețul corect, mai așteaptă puțin 3-5 ani, stai în chirie, că nu pierzi nimic. Și asta, asta cred că, din păcate, în România încă nu se înțelege, și mai grav decât atât, pe lângă faptul că iau credite mari, repede, de vreme în viață, mai cumpără și al doilea apartament cu levier ca să facă altă investiție bună. Care, v-am zis, imobiliare în România în ultimii 10 ani, rezidențiale mă refer, creștere preț plus, plus chirie generează 100% pe 10 ani. Bursa, investițiile în piață de capital, indicele BET de la Bursa de Valori București, indicele BET Total Return, 220% în 5 ani. Și se poate și câștigă toată România. Pentru că acele companii se dezvoltă cu investițiile noastre, plătesc taxe care se duc la buget, care se duc la toți. Așa dacă cumpăr niște cărămizi cu ce se dezvoltă România? Iancu, sunt atâtea subiecte pe care le aveam de discutat. Suntem la limita timpului. Trebuie să aducem conversația la final. Vreau să spun că timpul este din ce am învățat de la tine cea mai importantă, cel mai importantă avuție pe care o avem. Poți maxim din salariu să devii bogat, dar ca să devii independent financiar, trebuie să investești și să trăiești, să poți trăi din randament. Foarte rapid, la final, întrebările scurte și... Chiar apreciez pentru că ți-am spus când am venit că nu am decât până în două ore, la 11, ora la care filmăm noi acum, Cam alte întâlniri și sunt așa pasionat de ce zic și ce fac, că nici n-am realizat că este chiar ora un Cu cea mai Mexica mare timpul, că mă luam cu... Cu pentru discuția, pentru da? restul, restul întrebărilor Cartea lui Iancu, banii, mișcare, repet Mergeți în comentarii, spuneți-mi Care este cea mai valoroasă lecție financiară Pe care ați învățat-o și cum ați dobândit o 10 cărți și mulțumim lui Iancu Că le, le și semnează vin către voi Iar evident Iancu Cu mare plăcere ne întâlnim la runda 2 În viitor, până atunci, foarte Mulțumesc rapid Mulțumesc pentru invitație Când auzi cuvântul succes, care este persoana care îți vine în minte? Scurt așa, scurt, scurt, scurt Hagi și Vilan Stanciu, de exemplu ce carte ai recomandat tuturor? Da, Lăsați-mă să spun și de ce, măcar te rog, te rog, câteva foarte rapid. secunde. Lumea se așteaptă să zic Warren Buffett, da. investiții, economiști. Pentru mine succesul înseamnă să faci bine în jurul tău. Ca să faci bine în jocul tău, trebuie să-ți faci ție bine prima dată. Ca să ai puterea să faci bine altora, trebuie să fii tu bine. Și Hagi a făcut asta și a fost un fotbalist excepțional, talentat, dar foarte muncitor, responsabil, serios. Și modest, și ce a hotărât apoi? Să investească totul pentru binerea altora. Când a fost întrebat uh, câți copii, a spus 300 și lumea știa de Iani și Chira. A fost absolut inspirațional. Să spunem 300 de copii, să nu se spere nevasta, e vorba de cei 300 de copii de la Academie. Și asta e succesul. Ce e succesul? Rămân bani. Păi câți bani? Un milion, altul 10 milioane. Vine Jeff Bezos, nu știu câte miliarde, vine Elon Musk. Nebunie, relativ. Nu, succesul este să fii tu cea mai bună versiune a ta și Hagi cred că a fost sau a dat tot ce a putut de el să. și a, a ținut de el să fie cea mai bună versiune a lui și apoi ce să faci cu cea mai bună versiune a ta? Să faci bine în jurul tău. Pentru mine asta e definiția succesului și Hagi, în ciuda ceea ce se spune despre el că. Judea, judecați un fotbalist după ce face în fotbal. Că nu o să judecați un doctor sau un profesor de limba română după cum lovește mingea. Iar apoi Iulian Stanciu, pentru că fondatorul uh, EMAG și uh, alte business-uri antreprenoriale uh, implicat în Flanco, uh, Same Day și așa mai departe, dar este un om pe care îl cunosc personal și față de mulți alți antreprenori, exact asta a făcut. Adică uh, a investi foarte mult în el, în echipe, în oameni, ca să facă bine apoi mai departe cu tot ceea ce a dezvoltat. Pentru că sunt niște soluții, nu? E margine de libertate. Avem cu telefonul a doua zi pentru că vine SMD. Nu fac reclamă nimănui, poți să-mi mai întrebați și spun de ce. Ce în spatele? Că nu e vorba că sunt eu suporter la farul sau uh, utilizator mag. Este vorba de ce înseamnă pentru mine succesul, cu niște exemple concrete și de ce. Succesul înseamnă să fii cea mai bună versiune ta pentru ca folosind mai departe această cea mai bună versiune ta, să faci maxim de bine în jurul tău. Asta e succes. Iancu, pe această notă hai să terminăm podcastul pentru că trebuie să ajungi la un eveniment. Vom face cu plăcere restul întrebărilor când ne vedem cu următoarea ocazie. Îți mulțumesc foarte mult pentru dialog, îți doresc lectură plăcută și mult succes în ceea ce-ți propui. Mulțumesc și eu și de-abia aștept să ne revedem. Mersi, Iancu. Numai bine. Yay! Am ajuns la final.